Bună ziua și bine ați venit la evenimentul Leadership Reset, redefinirea provocării, un eveniment organizat de revista Cariere și MMM Consulting. Eu sunt Cati Lupașcu, redactorul șef al revistei Cariere și voi fi gazda dumneavoastră pe parcursul acestei întâlniri. O întâlnire specială, spunem noi, de la care avem și niște așteptări. Ne dorim să dezbatem și să transmitem un mesaj care să susțină cu argumente evoluția leadership-ului în ultimii 20 de ani. Vrem să vedem ce s-a schimbat în leadership și în lucrul cu oamenii, dar și să analizăm sincer și atent moștenirea pe care noi acum o construim pentru tânăra generație, adică exact generația care peste alți 20 de ani va fi la butoane și ne va conduce. Evenimentul este special nu doar prin tema propusă, ci și prin aura sa aniversară, pentru că întâlnirea de astăzi este cea de-a doua din seria de evenimente prin care MMM Consulting marchează împlinirea a 20 de ani de leadership autentic. 20 de ani în care Madi și echipa ei și-au făcut o misiune din a fi alături de organizații, a le ghida și inspira, a le oferi soluții la cheie care să le ajute să se dezvolte și prospere. Și nu doar atât, emoții sunt și în nava noastră, pentru că și noi, revista Cariere, anul acesta sărbătorim 20 de ani de la prima apariție editorială. 20 de ani în care ne-am străduit să fim cât mai aproape de voi, toți cei interesați și implicați în viața organizațională, 20 de ani în care ne-am străduit să fim o revistă partener, o sursă de inspirație pentru bune practici. La mulți ani, Madi! La mulți ani și nouă! Ei, Madi, cum e la 20 de ani? Se simte bine la 20 de ani, mulțumesc și vouă felicitări. Da, revista Cariere este o sursă de inspirație în leadership și a fost și pentru noi permanent. Mulțumim. Și tu, la 20? Ca la 20 de ani. Cu griji? Cu bani? Nu, fără griji, cu grijile normale ale fiecăruia, ne uităm ce se întâmplă în jur. Cu preocupări mai degrabă, cum să continuăm să fim noi înșine și să facem ce ne place să facem și ne pricepem. Cu foarte multă experiență pe care o împărtășiți cu toți cei care au nevoie de ea și suntem mulțumiți și fericiți că inclusiv prin intermediul nostru tu ești o voce care ajunge bine în organizații. Deci, la Mulțumesc. mulți ani și să trecem mai departe. Înainte de a trece mai departe însă, aș dori să adresez mulțumiri partenerilor care au susținut această întâlnire și ne-au susținut și pe noi în organizarea acestui eveniment. Este vorba despre Krug și Rompetrol KMG International. De asemenea, mulțumim MMM Consulting pentru tot sprijinul acordat. Acum să vorbim puțin și despre ce se va întâmpla astăzi. Noi am gândit acest eveniment ca pe o călătorie cu cinci momente importante. Un parcurs de 2 ore și jumătate în care ghizi ne vor fi Madi Rădulescu, am zis noi, dincolo de toate titlurile și funcțiile, inima MM Consulting, și Diana Voicu. Diana, ești cu noi, da? Unul dintre pilonii de bază ai companiei. Le Bine vor v-am însuți. găsit! Ok. Le vor însoți în tot acest periplu, invitați cu totul și cu totul special. Și ne face plăcere și onoare să-i prezentăm și să-i avem alături de noi pe domnul profesor Bogdan Voicu. Bine Este v-am găsit! sociolog, cercetător științific la Institutul de Cercetare a Calității Vieții din cadrul Academiei Române. Bună ziua, domnule profesor! Bine v-am Mulțumim că găsit! sunteți lângă noi. Elisabeta Moraru, Country Manager Google România. Cristian Secoșan, CIO Delgaz Grid. Era puțin mai devreme cu noi. Mihaela Iliuță, Director Sunt de și acum, Resurse sunt și acum. Umane. Bună ziua, bună ziua! Bună ziua, cu un pic de întârziere. Mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Mihaela Iliuță, Director Resurse Umane Cluj.
Este și Mihaela. Da, ridica mâna la strigarea catalogului. Daniela Alexandru, HR Manager, Magna Exteriors Craiova. Este și Daniela. Ne v-am găsit. Okay. Crina Ilie. Bună tuturor. Este și Crina, People Function Leader, Europe and Africa, Gen Pact. Gina Cruceru. Gina, te vedem? Este, bună ziua și mă este, da. HR Director, Rompetrol, KMG International. Și nu cea din urmă, Ileana Alexandru, Vice President, Human Resource, Mega Image. Prezent, mulțumesc de invitație. Ne face o deosebită plăcere și onoare să fiți alături de noi și dacă am făcut și prezentările, cred că suntem gata de plecare în călătorie, nu? Bun. Și să-i dăm cezarului ce e al cezarului. Și prima prelegere de astăzi îi va aparține lui Madin Rădulescu. Madin ne va vorbi despre perspective și retrospective, leadership-ul ultimilor, dar și viitorilor 20 de ani. Madi, ești pregătită? Da, mulțumesc, Cati. Nu mi-am propus să țin chiar o la prelegere. Că textele tale trebuie citite cu creionul în mână, să știi că eu mi l-am pregătit și acum. Și la sfârșit, dacă am ceva să te întreb sau o să am nevoie de informații suplimentare, o să te întreb cu siguranță. Mulțumesc foarte mult, cu multă plăcere. Și da, m-am gândit astăzi că poate ar fi o idee bună în deschiderea conferinței noastre, pentru că toți invitații noștri aduc niște perspective extrem de bine ancorate în realitatea românească, iar noi ne-am propus să ne uităm nu doar la leadership-ul din bula noastră a mediului corporate sau a noastră antreprenorii care lucrăm cu corporații, unde știm că leadership-ul evoluează, se schimbă, se investește foarte mult și ultimii 20 de ani, da, au fost o călătorie, zic eu, de succes. Eu am fost martoră la ea și colegii mei la fel. Să ne uităm puțin și dintr-o perspectivă mai extinsă, cum putem crea un impact mai valoros într-o țară, într-o societate care uneori avem sentimentul că nu ține pasul. Și de asta, la mulți ani cariere încă o dată, eu zic că 20 o cifră rotundă și merită să ne uităm un pic în spate. Cei care sunt așa mai din generația mea, cred că și-aduc aminte momentul extraordinar când Nokia a lansat în 2000-2001, cred, celebru 6310, care a fost probabil unul dintre cele mai solide telefoane care au existat și știu oameni care au păstrat cu multă atenție acest telefon 5, 6, 7 ani. Era simplu, avea funcțiunile de bază, nu te lăsa fără baterie, avea semnal chiar și atunci când exista doar 3G. Și cumva de a comparăm telefonul ăsta cu multitudinea de oferte care există astăzi și numai dacă ne uităm în dreapta ecranului, cum mă uit eu la ecran, iată câte facilități, câte opțiuni, câte elemente de utilitate pentru noi astăzi, dar și câte elemente de distragere a atenției sunt. Cam așa au evoluat și organizațiile și cam așa s-a întâmplat inclusiv cu nevoia de a conduce organizațiile în acești 20 de ani. Poate că acum 20 de ani toată munca noastră de conducere a oamenilor era mult mai structurată, mult mai, poate mai simplă, cu funcțiuni de bază, ne concentram mult mai mult pe, țin minte, marea majoritate a programelor în care eu eram implicată acum 20 de ani erau legate de indicatori, de obiective, de lupta cu timpul, de managementul timpului, de management by objectives, da? Totul era mai degrabă hard skill decât soft skill. Începeam să vorbim despre comunicare, foarte timid despre leadership acum 20 de ani, totul era în jurul managementului performanței. Relațiile erau destul de ierarhice, aș putea spune, în mod tradițional. Nici nu ne imaginam cum ar fi putut arăta o organizație în care să se lucreze în pantaloni scurți și de oriunde și la oricând. Adică saltul acesta peste timp
l-au făcut, l-a făcut nu doar tehnologia, l-au făcut și organizațiile. Acum, oamenii nu se schimbă în același timp, însă cerințele pe care sesizăm că le avem de la cei care conduc s-au schimbat foarte mult. Și doar să punctez câteva lucruri, fără a dori să mă conectez neapărat la teorie, și în România, dar nu numai, acum 20 de ani, chiar până acum vreo 10 ani, vorbeam mai degrabă despre direcție și despre sprijin direct. Accentul era foarte clar legat de performanță. N-aș vrea să sugerez că astăzi nu ne preocupă performanța, dimpotrivă, însă distinția asta dintre putere, management, leadership, care nu era atât de bine evidențiată, s-a schimbat complet. Dacă ne ducem în realitate, realitatea socială, să zicem, în care are loc acest leadership, eu mă întorc la câteva momente foarte importante. Prin 2000, în România au început să intre marile corporații. Unele erau deja prezente de prin 97-98 și începuse investiția majoră în abilități de management, în abilități de conducere a business-ului, dar atunci țin minte că totul era despre structură. A fost o perioadă de 5-6 ani, în perioada preaderare, în care nevoia organizațiilor de a avea manageri bine instruiți cu limbaj comun a creat și a dezvoltat piața noastră, a celor care, din pasiune, din transformarea profesiilor noastre, pentru că niciunul dintre noi, cei care la vremea respectivă eram în piață, nu o pornisem pe acest drum de carieră de la bun început. Marea majoritate eram convertiți de la ceva. Și acela a fost un moment foarte important, aderarea României la Uniunea Europeană, pentru că a trebuit să depunem un efort conștient cu toții în a antrena oameni capabili să ia decizii și capabili să poarte un limbaj comun cu investitorii străini care, în sfârșit, după vreo 15 ani la vremea aceea, după schimbarea regimului, ne dădeau o viziune foarte pozitivă asupra viitorului, da? Dezvoltare, integrare într-o piață europeană, oportunități de afaceri. Deci a fost un moment foarte bun de dezvoltare a leadership-ului. Criza financiară care a urmat, nouă ca industrie, ne-a dat posibilitatea cumva să ne reinventăm și ne aduc aminte cu plăcere că atunci a apărut coaching-ul în piața românească, adică cumva a fost un salt extraordinar. Dar în timpul crizelor nu simțim aceste tipuri de salturi, le simțim după. Iar în organizații, liderii au fost puși în fața unor decizii foarte dificile. Poate că a fost un prim moment în leadership-ul românesc din mediul privat în care oamenii au apărut cu adevărat pregnant în față, pentru că dintr-o dată nu mai era vorba doar de eficientizarea organizațiilor și de obținerea rezultatelor, ci de reorganizarea echipelor, de a renunța la anumiți oameni, de a avea anumite dialoguri extrem de dificile, cei care în perioada respectivă au fost implicați în procesele acestea știu. După marea criză, un alt moment care a schimbat leadership-ul în România, desigur nu doar în România, dar haideți să ne uităm aici la noi, au fost primele proiecte și primele inițiative în corporațiile mari de digitalizare. Prin 2017 se vorbea de big data, nu prea aveam habar ce înseamnă, dar România în general, dacă vă gândiți, urmează tendințele internaționale cam la un an și jumătate, doi. Și crizele vin un pic cu întârziere pe la noi, dar și tendințele în organizarea companiilor și în conducerea acestora. Totuși, chiar dacă a început cumva digitalizarea acum vreo 7-8 ani, McKinsey înainte de pandemie spunea că de fapt marile companii doar cochetează sau experimentează cu digitalizarea și asta la nivel global. Însă COVID-ul, pandemia ne-a dat așa un soi de bobârnac tuturor
Și, practic, toate tendințele tradiționale de leadership, nu spun că au sărit dintr-o dată în aer, dar s-a văzut clar nevoia de a schimba paradigma. Și iată că, cel puțin în experiența noastră, în ultimii 3-4 ani, vorbim preponderent de colaborare, vorbim preponderent de altă mentalitate, de mentalitate de creștere, invităm oamenii să se uite cu acel mindset de începător, să fie din ce în ce mai confortabil cu incertitudinea, cu ambiguitatea, să își însușească nevoia de noțiunea de parteneriat real. Vorbeam de angajament organizațional și înainte, desigur, însă începem să vorbim de devotament, e altă energie implicată acolo. De ceva vreme se discută încă timid de sustenabilitate și sunt încă foarte mulți lideri în organizații mari, din conversațiile noastre cu ei reiese asta, cărora încă nu le este clar ce este această nevoie de sustenabilitate și felul în care indicatorii de sustenabilitate creează impact, inclusiv asupra valorii capitalului de finanțare de care au nevoie. Implicarea în societatea companiilor, mai ales a marilor corporații, este din ce în ce mai vizibilă. Pandemia a scos la iveală inițiative extraordinare. Deci, cumva, cele două luni, pentru că eu încă am sentimentul că trăim în două luni, mediul privat de afaceri și restul societății, parcă în ultimii ani construiesc poduri, ca să zicem așa. Se vorbește din ce în ce mai mult despre nevoia leadership-ului, liderilor de a crea simboluri, de a deveni ei înșiși un model de rol și de a conduce pe bază de scop. Acum, un lucru pe care îl vom vedea în următorii ani este trecerea aceasta de la a conduce pe bază de obiective SMART la alt tip de obiective. Începând de luna aceasta veți găsi în librărie o nouă carte adusă de MMM, aducem în fiecare an o carte pentru lideri, cartea lui Michael Bungay-Stanie, care ne propune o altfel de abordare a conducerii pe bază de obiective palpitante, importante și chiar intimidante, în așa fel încât liderii să poată inspira echipelor lor adrenalina asta și nevoia, freamătul de a-ți depăși propriile limite și de a reuși ceva important, ceva care să creeze impact. Un alt aspect este că, iată, ceva care a fost temporar, se vorbește non-stop despre munca hibridă în ultimul timp. Aducem și vom prezenta în curând rezultatele. Chiar ieri am avut debrief-ul cu echipa de top management de la această companie. Am făcut un prim studiu în România pe 650 de angajați despre cât de pregătite sunt organizațiile să lucreze în mediul hibrid. Noi avem sentimentul și aud asta în companii că după ăștia 2 ani și jumătate de la pandemie am făcut tot ce am putut noi și ce ne-am priceput să facem și iată ce bine ne-am adaptat ca să trecem în acest nou mod de lucru. De fapt, mai sunt foarte multe de făcut și poate că nu e surprinzător, liderii mai au încă să lucreze cu ei înșiși și să accepte că munca hibridă este soluția de viitor. Da? Rezultatul acestui prim studiu arată asta. Că pomeneam de muncă hibridă, ce urmează din umila mea perspectivă pentru următorii ani și sunt foarte curioasă să ne ascultăm invitații, este faptul că încă munca hibridă are mai degrabă caracter de muncă flexibilă sau de împărțirea săptămânii între a fi acasă și a fi la birou și încă nu i-am deprins cu adevărat sensul regândirii și reorganizării muncii și activităților în așa fel încât să scăpăm de acest fenomen. Vedeți, în august, iulie și august 2022, anul acesta, Microsoft face acest studiu. Este o realitate, mai mult de jumătate din oameni declară, da, că sunt, suferă de burnout. Nu știu dacă este un procent, cum să zic, ăsta e procentul real, poate că sunt mai mulți, dar acești oameni declară. Deci ceva se întreabă Microsoft, totuși munca hibridă e doar muncă, ce facem greșit?
Korn Ferry. Săptămâna trecută, un mini-studiu pe LinkedIn spune jumătate dintre respondenți nu ar accepta astfel un post care să nu implice ceva la distanță. Remote, flexibil, însă doar una din 7 oferte de muncă includ. Da? Evident că nu toate muncile sunt eligibile pentru muncă hibridă, dar viitorul ne va pune cumva la încercare să gândim posibilități pe care astăzi nu le vedem. Pentru că în 2000 nu ne imaginam că astăzi vom putea face lucrurile pe care le facem. Și sunt câteva întrebări cu care eu aș vrea să vă las după scurta mea intervenție. Una din întrebările pe care eu mi le pun și din proiectele de coaching executiv pe care le am sau cu echipele cu care lucrez este: oare tehnologia ne-a ajutat să scăpăm de mania controlului? Pentru că avem în spate nu 20, ci 100 de ani de dezvoltare a organizațiilor care au fost construite și rafinate cu sisteme menite să asigure controlul. Și nu e nimic în neregulă cu monitorizarea performanței, însă toate aceste sisteme au dezvoltat și un mindset al controlului la oamenii care conduc alți oameni și care denaturează cumva și pun piedici în munca hibridă. Acest burnout al managerilor din ultimii 3 ani în mare parte se datorează, și asta e de la sursă, ca să zicem așa, oameni care vorbesc despre asta, se datorează sentimentului că nu sunt în control în momentul de față, în organizația hibridă. Oare conducem cu adevărat pe bază de încredere? Acum, în afară de filozofia încrederii, trăim și muncim într-o societate care suferă de lipsă de încredere. Și asta se vede în cam tot ce se întâmplă în societate și probabil că profesorul Bogdan Voicu ne va aduce câteva teme în atenție în direcția aceasta. Studiile arată că autonomia a crescut în perioada de trecere la muncă hibridă, dar cum facem să cultivăm această autonomie, mai ales că noile generații nu prea mai, adică nu că nu acceptă că e ceva în neregulă cu ele, nu au fost formate, nu au fost educate pentru un mod de lucru tradițional și foarte riguros, disciplinat, au nevoie de această autonomie. E comunicarea mai facilă? Știm sigur că e mult mai multă și iarăși, în ultimii 2 ani, pentru că încep să apară studii legate de prezentul leadership-ului, răspunsurile oamenilor sunt că o echipă se simte mai productivă dacă managerul lor, dacă liderul lor, este fluent în a folosi cel puțin 4 medii de comunicare instante. De ce? Pentru că oamenii se simt mai conectați și asta le dă încredere că se pot descurca. Vorbim de vulnerabilitate și empatie, dar acum câți dintre noi încă nu avem adânc înrădăcinată ideea că vulnerabilitatea înseamnă slăbiciune? Iar în definiția noastră tradițională de leadership, liderul este, nu-i așa, cel care iese în față, un model de rol, nu prea încape acolo că ar putea fi și vulnerabil. Deci trebuie, în ce fel deprindem noțiunea de vulnerabilitate pentru următorii ani și în ce fel răspundem așteptării de integritate, locul numărul 1 în toate așteptările, în orice fel de studiu, în orice fel de piață de la lideri. Deloitte publică anul acesta un studiu, iarăși nu-i făcut în România, dar haideți să ne uităm un pic în ce țară trăim. E un studiu global și 18%, un procent enorm, din membrii de board intervievați, declară că dacă recompensa ar fi suficient de mare, ar putea fi tentați să încalce integritatea și loialitatea față de companie. Acum trebuie să medităm la asta. Vom face față în continuare acestei terori, a urgențelor și a schimbărilor. Cumva tehnologia trebuie să ne ajute, liderii cumva trebuie să găsească răspunsuri. Și nu în ultimul rând, dacă cu adevărat avem succesori capabili să asigure continuitatea business-urilor. Deci
pentru mine următorii ani sunt sub imperiul acestor întrebări, poate că nu sunt singurele întrebări sau cele mai puternice întrebări, dar e nevoie să ne uităm cumva sistemic și la impactul pe care îl creăm, dincolo de rezultat și de performanță, la relația pe care o creăm, la cum modelăm, să zicem, mediul viitorului. Și ca să mă apropii de final, fundamental, cred că în leadership, ca fenomen social, rămâne același lucru. Oamenii se zbat sau acționează într-un spectru între nevoia lor de libertate și de a fi autonomi și nevoia de a avea direcție, de leadership, nevoia și speranța către viitor. Și asta creează multe dileme, mai ales în societate, unde apar tot felul de tendințe neo-autoritare, liberalismul, am văzut că își găsește loc. Cum impactează asta leadership-ul din mediul privat? Pentru că oamenii nu trăiesc în două luni, oamenii vin la muncă într-un loc în care se depun atât de multe eforturi, dar se duc acasă într-o societate care este prinsă la mijloc undeva. Adevărata valoare rămâne probabil asigurarea continuității. Am văzut pandemia cât de mult a scos în față această nevoie de business continuity și de reziliență în toate nivelurile și societatea are nevoie de reziliență, uitându-ne și la contextul geopolitic. Iar la nivel individual, cred, pentru că vorbim de competențe ale viitorului, din perspectiva mea, competența esențială în leadership este capacitatea reflectivă. Acea capacitate de a sta cu tine însuți, cu onestitate și de a fi capabil să-ți revizuiești puțin tot setul de ipoteze și de presupuneri pe care ți-ai construit modelul tău de succes ca lider. Care sunt valorile tale, care sunt convingerile tale, cu ce intenție te duci în fața oamenilor. Și încă o dată, să nu uităm, vom continua să vorbim de sustenabilitate. Suntem deja martorii unei migrații nu doar economice dinspre est către vest, ci și de la sud către nord. Este vorba de o migrație datorită climei, din cauza climei, ca să zic așa. Și România, corporațiile din România, antreprenoriatul din România, societatea românească va trebui să învețe noi lucruri despre cum lucrăm și conviețuim în condiții de incluziune, de diversitate, să creăm mai multă echitate, să avem grijă de bunăstarea oamenilor și tot ce înseamnă asta pentru generația următoare. Acum, ce cred eu că lăsăm pentru viitor sau ar trebui să fie responsabilitatea noastră? În primul rând, să dăm fiecăruia dintre cei care lucrăm acest sentiment, contez, sunt util, sunt văzut, adică să fim parteneri, nu doar să folosim jargonul și limba de lemn, care zice parteneriat. Să creăm posibilitatea asta de dezvoltare. Tot în studiul Microsoft, 76% dintre cei care au răspuns au spus că nu vreau să stau într-o companie doar pentru că am un loc de muncă, ci pentru că am nevoie să țin pasul. Compania trebuie să mă ajute să țin pasul, să mă dezvolt. Și evident, trebuie să regândim conceptul de siguranță. Cu toții avem nevoie de siguranță pentru familiile noastre, pentru echipele noastre, pentru continuitatea afacerii și, de ce nu, a societății. Și sper că am deschis suficient de multe paliere de comentarii astăzi și de discuție. Și sunt încântată și fericită că celebrăm alături de voi astăzi 20 de ani. Ne-ai dat și teme pentru acasă, ne-ai așezat deja câteva întrebări acolo pe listă. Acum aș vrea totuși să punctăm câteva lucruri care, din punctul meu de vedere, sunt importante. Ai vorbit de efort, ai vorbit de schimbare, ai vorbit de ce trebuie să lăsăm în urmă. Te rog mult, încearcă să identifici trei lucruri foarte importante
trei direcții ceva de lucru, astfel încât noi să știm spre ce să ne canalizăm puterea, efortul, energia. Ce ar trebui să facem noi într-o perioadă următoare, chiar imediat următoare, astfel încât să mai scăpăm din presiunea asta care, iată, sunt date certe, ne și duce spre această oboseală care deja este cronică și să ne putem ocupa de lucruri cu adevărat importante. Cati, uite, unul dintre exercițiile tradiționale când punem la un loc o echipă de management, mai ales la vârful organizației, este start-stop continuă. Da. Și ce se întâmplă de cele mai multe ori este că pe lista de start apar dintr-o dată, din entuziasm, din brainstorming, din ce se întâmplă acolo, o grămadă de lucruri. Și cu puțin efort mai punctăm și ce ar trebui să continuăm pentru că facem bine. Lista cel mai greu de umplut de fiecare dată este ce ar trebui să nu mai facem. Și cred că suntem într-un moment în care e bine să ne dăm un pas înapoi și să decidem la ce ar trebui să renunțăm. Da. Pentru că e o masă critică pe care probabil că o atinge capacitatea noastră de a face față la efort și la atât de multe direcții de comunicare și de dezvoltare și de interacțiune. Ăsta e un. În al doilea rând, cumva cred că ar fi sănătos să cultivăm la oameni ideea că într-o companie suntem oameni care vin în același loc cu anumite scopuri și că ce ne diferențiază poate este nivelul de responsabilitate pe care îl avem. Deci, dincolo de rol, suntem niște oameni care trebuie să găsim soluții sau să ne sprijinim sau să ne ajutăm. Încă organizațiile sunt foarte ierarhice. Încă, iarăși, tot Korn Ferry, cred că acum toată lumea face pe LinkedIn diverse studii și poluri din acestea. Și motivul principal citat de respondenți că decizia este întârziată în organizații este încă ierarhia. Da? Cum diluăm această ierarhie fără să creăm haos? Doar prin parteneriat, prin a ne așeza la a lucra împreună. Și al treilea lucru care îmi vine în minte este cumva să dăm celor care au responsabilitatea de a conduce oameni posibilitatea de a se conecta cu ei înșiși. Este un efort emoțional și mental foarte mare al oamenilor care conduc. Oamenii ăștia chiar au risc de îmbolnăvire. Am înțeles. Deci recapitulăm. Odată, să ne facem puțin ordine în lista cu de făcut. Doi, să încercăm să comunicăm, să colaborăm mai bine, da? Să fim mai mult împreună ca să ne ușurăm munca. Și trebuie să avem un pic de grijă și de lider. De noi. Nu? Că și ei sunt oameni. Da. Am înțeles. Mulțumesc, Madi, tare mult. Am învățat niște lucruri foarte importante. Cu permisiunea ta, trecem la Diana. Nu? Succes! Este un moment pe care eu personal îl aștept cu multă curiozitate și nerăbdare, pentru că îl știu bine pe domnul profesor Voicu și știm ce discurs excelent are și câte lecții ne predă și dânsul și sfaturi foarte bune. Diana? Bine v-am găsit pe toți. Suntem acum mai mulți decât la momentul în care ne-am salutat prima dată. Suntem foarte mulți. Mă bucur că atâta lume ne urmărește, mă bucur și de impresiile și întrebările de pe chat și este plăcerea și onoarea mea să-l prezint și să susțin dialogul interactiv cu profesorul Bogdan Voicu. Notă de subsol, nu există nicio relație de rudenie între noi,
deși Bogdan și cu mine ne cunoaștem de multă vreme, de pe când copiii noștri erau mai mici, așa că eu o să-mi permit să-i spun Bogdan și nu domnul profesor. Pentru aceia dintre dumneavoastră care îl vedeți prima dată pe profesorul, sociologul Bogdan Voicu, aș vrea să mai adaug că, în afară de ce a spus Cati în introducere, nu, că el este cercetător științific la Institutul de Cercetare a Calității Vieții al Academiei Române, profesor la Catedra de Sociologie a Universității Lucian Blaga din Sibiu, dar foarte important și actual, el este unul dintre coordonatorii cărții Atlasul Valorilor Sociale, România la 100 de ani. Iată că echipa pe care a coordonat-o Bogdan s-a uitat nu la 20 de ani, ci la 100 de ani de România. Cartea a apărut anul trecut, e disponibilă și în format electronic și eu cred că pentru noi, toți cei preocupați foarte mult de calitatea leadership-ului în România, este o lectură de căpătâi, nu? Și am să-i adresez o primă întrebare. Bogdan n-are nevoie neapărat de întrebări ca să ne spună opinia sa, dar o să-i adresez o primă întrebare lui Bogdan ca să demarăm dialogul. Înainte de asta spun doar foarte pe scurt, legându-mă de ceva ce a zis și Madi, pare că trăim în România în două lumi, două românii cel puțin. Eu sunt unul dintre oamenii care s-au implicat foarte mult după tragedia de la Colectiv în mediul civic și, bineînțeles, prin profesia mea lucrez în echipa MMM de peste 15 ani și prin profesia mea văd foarte mult și foarte de aproape mediile antreprenoriale, private, marile companii din România, acolo unde modelele culturale diverse sunt foarte preocupate de calitatea leadership-ului. Pe de altă parte, asta apare de foarte multe ori un soi de bulă, da, o bulă care se lărgește, e o bulă frumoasă, nu, dar diferită de ceea ce se întâmplă în alte comunități și medii românești, nu? Și cu introducerea asta, întrebarea mea este așa: Bogdan, tu ai ales ca titlu pentru astăzi... Da, ai ales ca titlu pentru astăzi Leadership contemporan într-o societate pseudomodernă. Mai exact, în ce constă contrastul ăsta, discrepanța asta de care ca lideri și dezvoltatori de leadership trebuie să ținem cont? Unde-i tensiunea? Unde-i ruptura? De ce pseudomodernă? La care contrast te referi acum? La ce ai spus, numai de la diferență între două spații, cel privat și cel între stat, două lumi. Sau la ce am definit eu ca pseudomodernă? Pentru că sunt complet diferite. Hai să începem cu definiția ta. Aș prefera să mă refer la ce ai spus tu. Ok. Pentru că acesta a unei românii cu două viteze, una la stat, una la privat, devine deja o piedică în calea dezvoltării României. O experiență destul de mare a mea, sunt măcar 20 de ani, în care observ ce se întâmplă și în mediul privat, și la stat, și în Big Four, și la mici companii în care sunt doi angajați, îmi spune că nu e nicio diferență. Avem fix același tip de oameni peste tot, pentru că asta e România. N-ai de unde să recrutezi altceva și atunci nu observ un mediu care să meargă mai bine decât celălalt. Pseudomodernitatea, în sensul meu, e o chestie la care aș vrea să ajung un pic mai încolo, pentru că aș avea nevoie să-mi dezvolt întâi argumentul. Dacă îmi permiți, dacă nu, pot să vorbesc. Te rog. Eu am gătit 3, 4, 5, 7 slide-uri pe care se mi le pun în spate în timp ce vorbesc și, cu permisiunea voastră, o să le dau drumul. Nu o să mă vedeți și din slide-urile respective, dar am nevoie un pic de ele ca să punteze câteva dintre ideile pe care le las ca să curgă pe ecran. Cred că am dat drumul deja și o să vă explic un pic care e pretextul de la care plec, pentru că în momentul în care am primit invitația de a vorbi, eu am gândit, băi, frate, de ce ar trebui să vorbesc eu iar de leadership într-o lume care este absolut plină de povești despre leadership. Dar la un moment, așa cum spunea oarecum Diana mai devreme, leadership-ul găsim pretutindeni în societate. Și vedem, și asta a fost chestia pe care am răspuns-o la un moment dat, Diana, când m-a întrebat despre ce vorbesc. I-am explicat că leadership nu înseamnă
a fi CEO în transnațională, ci la fel de bine poți să fii lider unui grup mic, poți să lucrezi într-o echipă de fotbal sau oriunde altundeva și tot lider de a fi. Și ai o cultură a leadership-ului care e importantă. Piața asta despre, a discuției despre leadership este una extrem de aglomerată și mi-am ales aici un slide, un extras dintr-un ghid de leadership care este absolut grăitor pentru argumentul meu că avem foarte multe lucruri care există pe piață, pentru că de fapt este un ghid scos de DK. DK, cei pe care bine știți, scot ghiduri turistice și ghiduri de orice tip au găsit de cuvință să vină cu un lucru orientat către masa mare de consumatori, către un produs de vulgarizare, care se cheamă chiar așa, leadership. Asta arată cât de mare este importanța domeniului și ne vorbește din start despre importanța poveștii. În condițiile astea, n-am vrut să vorbesc despre ce e un lider neapărat, dar aș vrea să vă rog pe cei care sunteți acum în fața ecranelor să încercați să faceți următoarea exercițiu. Scanați QR codul acela sau mergeți la adresa pe care v-am invitat și scrieți acolo ce ar trebui să facă un lider. Nu ezitați să o faceți. E deschis orice lucru pe care scrieți este binevenit. Totul este anonim. O să dau citire imediat la ce a apărut acolo și o să vedeți de ce o fac. Pentru că, de fapt, avem aici mai multe tipuri de abordări importante la care vreau să mă refer. De fapt, liderii găsim peste tot și oamenii au idei despre lideri care îi definesc. Dar liderii ăștia nu apar așa din neanti, sunt niște oameni care conduc lucrurile sau care conduc grupurile, companiile, instituții, dacă vreți, în sensul românesc al cuvântului, organizații de orice tip, și care le conduc în conformitate cu propriile lor valori, care sunt la rândul lor consecința unei socializări într-o societate oarecare. Liderul nu-i desprins de societatea sa, este dependent de ea. Și liderii pot să fie autoritari, pot să fie democrați, pot să fie lideri care se bazează pe carisma lor, în sensurile clasice ale poveștii despre leadership, așa cum apăreau ele pe la 1930. Mă observam puțin mai devreme discursurile de introducere, care vorbeau despre raportul Deloitte, raportul Microsoft, ce a spus McKinsey, și mă gândeam, Microsoft are vreo 70-100.000 de angajați, nu știu exact. Oare fi scris toți aia 100.000 în acel raport? Povestea asta cu modul în care România în general și multe alte societăți o fac în clipa de față la fel, preiau informațiile care apar în rapoartele sociale, este extrem de interesantă. Acest ascundere în spatele unor organizații care dau putere spuselor raportului arată un tip de raportare la autoritate și arată faptul că ne așteptăm de la lideri ca ei să fie cei care dau autoritate, pentru că ei sunt purtătorii de cuvânt a instituției, a organizației pe care o conduc. Ori, de fapt, rapoartele acelea au un disclaimer pus fiecare dintre ele, care spune că punctele de vedere exprimate în acel raport nu aparțin organizații, ci sunt ale celor care au scris raportul. O să încerc să mă uit dacă avem vreun răspuns, pentru că, uite, eu uite ce trebuie să facă lider. Trebuie să asculte, trebuie să inspire, trebuie să aibă viziune, trebuie să-și diminueze ego-ul, să crească oameni, să ofere echipe, să facă de toate. Deci liderul nostru este un om care face absolut tot ce se poate. Dezvoltarea oamenilor apare de foarte multe ori. Apare o poveste legată de echipe, de corectitudine, autenticitate și așa mai departe. Vedeți, ați fost foarte productivi în a produce lucruri și încă mai sunteți, pentru că încă mai apar lucruri aici. Și mă bucur, pentru că asta înseamnă că aveți idei despre cum poate să arate un lider. Dar întrebarea este, am pus eu întrebarea asta bine? O să vă răspund imediat, pentru că înainte de toate vreau să punctez că ideea liderului, modul în care, lucrul la care ne uităm la lider, este așa cum ați observat și voi, legat de decizie, de lucru cu echipa și de capacitatea de organizare a organizației. Iar asta e o poveste legată de responsabilitate și de autonomie. Iar asta este un alt lucru pe care l-am auzit în discursul introductiv. Cât de autonom suntem și în ce măsură ne-a crescut autonomia munca de acasă din timpul pandemiei. O să răspund la întrebarea respectivă un timp mai încolo. Dar între timp,
Revin la povestea cu societatea și cu plasarea în contextul societal și chenismului. În mod al spuneam, am pus întrebarea, în mod intenționat, scuze, am pus întrebarea în așa fel încât să induc răspuns. Întrebarea pe care am pus-o, ce ar trebui să facă un lider bun, este tipul de întrebare pentru care eu pichez studenții la examen, pentru că spune acel trebuie. Un lider bun nu trebuie. Un lider bun, în opinia mea sau în opinia celui cu care vorbesc, poate să facă lucruri sau nu, nu există în principiu un unic model de lider. Și ăsta e lucrul cu care plec. Modelul de leadership depinde de momentul istoric în care ne aflăm și de societatea în care ne aflăm. Și aici pe ecran am lăsat să curgă puțin câteva elemente din schimbarea societală care a apărut în timp. Știm destul de bine că din prima schimbare în ce privește modul de organizare al companiilor a fost acea interșanjabilitate, a apărut doar cu industrializarea, în care producția nu mai a fost manufacturială. Puteau să apară produse de serie, nu mai erau fiecare produse pe unicat. După care am ajuns la foarte repede prin istorie, ajung la Taylor și Ford, cei care inventează acel mod modern de a face lucrurile, în care indivizii sunt specializați, produc de o acțiune și în principiu totul este automatizat și se vorbește despre un factor de creștere a productivității de 10%, de 10 ori mai repede, de 10 ori mai bun, mai productiv sunt oameni comparat cu ce era înainte. După care, după un timp, se renunță la povestea asta normativă, în care fiecare lucru trebuie făcut exact atunci și se trece la post-taylorism, la povești care sunt altfel și dacă Ford crescuse productivitatea și salariile, cei de la Toyota încearcă să fie mai reactivi, să plece de la cererea existentă pe piață și să-și customizeze oferta în funcție ce vor clienții. Toyota este doar un exemplu major pe care îl preiau apoi mulți alți oameni, multe alte companii și care se dezvoltă din ce în ce mai mult, astfel încât astăzi suntem în punctul în care ne întrebăm dacă o să avem ceva post-toyotism. Se vorbește foarte mult despre tezism, plecând de la principiile lui Elon Musk, de a concepe totul integrat, totul ca un computer, totul în jurul nevoilor indivizilor și cu mulți angajați autonomi, care nu sunt doar specialiști, ci sunt policalificați, astfel încât poți să înțeleagă fiecare perspectivă și să reacționezi în nevoile existente. Dar povestea asta de schimbare a tipului de organizație și tipului de leadership nu este o poveste de sine stătătoare. Ea pleacă de la o schimbare a societăților, a culturii societăților, axate cândva pe ierarhii și pe o oficină normativă în care albul era alb, negru, statul stat, privatul privat, nu cumva să interfereze că trebuie să bată între ele. E, visiunea asta conflictualistă, pe care o găsim și la Marx, de exemplu, se schimbă un pic de modernitate, în care pică accentul pe acțiune, pe planificare, pe a te gândi înainte ce vrei să faci. Există un sociolog englez care, pe la 1960, scria despre fabrică, despre uzina britanică ca factor de modernizare. Muncitorul, provenind de mediul rural, se muta în oraș, mergea la fabrică, la fabrică observa că sunt reguli de organizare a muncii, observându-o în fiecare zi, ajungea să interiorizeze și apoi să reflecte în viața zi cu zi, ajungând să planifice și viața familială, să raționalizeze ceea ce face, dar în același timp, societatea modernă e una normativă. Oamenii trebuie să fie cam la fel. Și așa nu se mai întâmplă în cea postmodernă. Vă spun toate lucrurile astea pentru că în societatea postmodernă și în tipul post-taylorist de organizarea muncii, indivizii sunt autonomi, au dreptul de a comunica între ei, nu mai face liderul tău. Și de aici vreau să ajung. Da, și să știi că și mie asta mi-a creat o întrebare, nu? Dacă suntem în societatea asta postmodernă în care individul este mai autonom. Totuși, de unde, în România mai ales, această foarte mare presiune pe leadership să facă liderul, să dea tonul liderul, să facă mult mai mult liderul, pe care am văzut-o și în răspunsurile pe care le-ai cerut tu în Menti. Povestea este că în timpul ce societatea se duce către postmodernitate, nu toate societățile merg în același timp către postmodernitate. Cele care au plecat mai târziu în acest drum, nu o fac. Ajung mai rar în povestea respectivă. România este o astfel de societate care este în continuare, în opinia mea, mai degrabă tradiționalistă decât modernă.
e undeva între tradițional și modernitate, e adevărat cu elemente pe care preluăm din globalizare, din modul postmodern de a face. Modul postmodern de a face care, la nivel de organizație, presupune această autonomie. Indivizii, cu angajații, au capacitatea de a decide asupra acțiunilor lor. Nu mai trebuie să aștepte lanțul ierarhic din Fordism, în care șeful hotăra, el comunica cu departamentul, departamentul comunica mai jos, iar departamentele, ca să comunice între ele, sau angajații să comunice între ei, trebuiau să urmeze lanțul ierarhic, nu făceau pe orizontal niciodată. E bine, societatea, în organizațiile post-tayloriste, lucrurile se centrează pe indivizi, pe autonomie, și indivizii comunică între ei pe orizontal. În același timp, există o tendință, foarte scurt o descriu, în lumea contemporană, ca părțile mai tradiționale ale societății să încerce să voice up, să-și strângă puterile ca să oprească din schimbare. Asta se cheamă în literatura de sociale the silent counter-revolution, pentru că încearcă să oprească lucrurile și atunci vine acest accent pe lider. Liderul este cel care trebuie să ne salveze. Ion Iliescu cel care ne scoate din comunism. Și el este cel care ne aduce. Victor Ciorda, pentru că este sindicalist, va salva națiunea. Ceea ce s-a dovedit în ambele cazuri și pe nu au făcut niciunul. Pentru că centrarea asta, căutarea asta mereu a salvatorului, de fapt ne duce într-o poveste în care uneori nu ne putem alerta de toate. Acum, ar trebui să mă duc în mentimeter la loc și să vă dau dreptul să mergeți la următoarea. Pentru că nu găsesc butonul, așa încât să merg eu direct. Și o să vă spun că România nu e neapărat o țară în care oamenii să fie foarte autonomi, din motive foarte simple. Pe de o parte, nivelul de educație este între cele mai reduse din Europa. Eu spun povestea asta cu nivelul de educație de vreo 25, poate chiar 28 de ani, când am început să ies din școală și să practic meseria asta. Și mereu mi se râde în nas, spun că nu e adevărat, olimpici noștri o fac, universitatele române sunt fantastice, dar dacă te uiți pe cifre, încă din 90 România era mult sub Bulgaria ca pondere a angajaților care absolviseră o universitate, total populației active, și la fel se întâmplă și azi. Dacă vedeți culorile hărții, n-am pus cifre pe ea pentru că nu cifre sunt importante, o să observați că România este cea mai deschisă la culoare, condițiile în care închis la culoare înseamnă mulți absolvenți la învățământ superior. Dacă ignorăm Belarus, care are o mică problemă posibilă acolo, deși nu se poate sigur că e doar o problemă, toate celelalte țări, cum sunt mult mai închise la culoare? La Belarus suspectez că au umflat cifrele, dar asta e altceva. Noi nu avem cu cine cum să fim competitivi viața forței de muncă, iar angajații autonomi sunt aia care știu să răscuce singur. Pe de altă parte, așteptarea românilor de la un lider, și aici ai spus de liderul politic, dar oamenii sunt consistenți, fac cam același lucru în ce privește politica, organizația, familia. Așteptările românilor de a un lider politic este să fie foarte puternic, să nu-și bată capul pe alții, să nu fie democrat. De altfel, noi credem în acea poveste cu expertul ca lider. Și dacă vă uitați la culoare, să vedeți că iar românii este o excepție la nivel european. Noi seamănăm cu estul Europei, cu aia care se bat între ei acum, la inițierea unui lider autoritar. Și la urmă, noi avem un prim-ministru militar. Poți, adică gladiator, e normal să fie așa. Asta înseamnă că mai ales în organizații, sigur nu vorbim doar de organizații, înseamnă că ne este greu să dezvoltăm autonomie reală? Asta înseamnă exact că angajații români nu au obiceiul să fie autonomi. Ei așteaptă să aibă un tătuc care să decide pentru ei, poate să fie și mămică, nu fie gender related. Așa să aibă o persoană care să-și asume responsabilitatea pentru ei și care să ia decizii în ce privește toată părinții, tot ce se întâmplă. E adevărat că poți să ieși excepție, e adevărat că poți să ai și am observat astfel de lucruri atât în zona de stat cât și în zona privată cât și în cea de ONG, în care organizația este flexibilă și oamenii sunt autonomi. Din punctul meu de vedere, ce am văzut și ce am studiat, asta este o chestie care se întâmplă în sărare. Pe de altă parte, ca lider, este greu să vii într-o organizație și să încerci să-i autonomizezi pe indivizi care așteaptă să fie erahitor. Adică o să ai nevoie de multă capacitate ca să-i mobilizezi, să devină autonom. Și știu asta că am văzut organizații care au încercat să facă asta, dar n-au reușit. Bogdan, pentru că
ne apropiem și mai avem cam un minut până la finalul intervenției tale atât de valoroase. Vreau să te rog să pui și unul, două accente, hai să spunem așa, încurajatoare, pozitive. Tocmai pentru că lucrez în diverse medii, nu doar studiez sociologic fenomenul, care sunt unul, două aspecte care ne dau putere să construim autonomie echipelor, de care ne-am putea ajuta ca lider ca să creștem autonomia oamenilor cu care lucrăm în organizații și în afara lor. Ce ne dă speranță, ca să spun așa? Întrebarea este dacă vrem să creștem autonomia echipelor. Așa cum vedeți, este ultimul slide. Să spunem că am vrea. Dependința a vrea sau nu vrea depinde de cum arăți. Cultura noastră dominantă este că nu vrem. Vasta majoritatea liderilor pe care am văzut spun cât de democrați sunt ei, sunt mai degrabă autoritari și vor să aibă control asupra orice, vor să pună întrebările ei și să aibă răspunsurile tot ei. Asta apropo de ce zicea și Madi cu că avem o groază de burnout, nu? Și managerii se plâng că da, am renunțat la control. Scuze, continuă, te rog. S-a putea ca burnout-ul să fie diferit în România, s-a putea să fie mult mai mare, deși nu vedem. Pentru că timpul de lucru petrecut de angajații români în comparație cu angajații europeni din orice altă țară este mult mai mare. E o diferență de 8 ore pe săptămână între România și Olanda, de exemplu, doar cu primul job, iar România unul mai des și al doilea job. Iar asta face, duce la o presiune fantastică. Numărul orelor petrecute cu activități domestice, dar nu de recreere, în România este iarăși mai mare decât în alte părți, asta înseamnă că timpul este foarte scurt, burnout-ul e foarte posibil să apară mult mai des decât în studiul. Eu insist să ne dai și două idei, nu soluții, două idei. Am putea să ne folosim de... Iana, dacă te uiți, este pe ecran. Adaptarea liderului la echipă este ceea ce este soluția și capacitatea lui de a se schimba e iară soluția. Din nou, întrebarea ta presupune că liderii sunt aia care schimbă. Realitatea simplă este că nu liderii schimbă lucrurile, dimpotrivă, liderii sunt aia care aduc mai multă inerție în sistem, pentru că ei, de regulă, trebuie să semene cu media populației din care sunt extrași. Sunt comunitățile critice cele care schimbă sistemul. Și iarăși, întrebarea este dacă liderul trebuie să fie sau nu trebuie să fie flexibil. E probabil că fiecare lider va depinde de momentul în care se află și de locul în care se află în societate. Generațiile se schimbă și știm de pildă că în generația curentă, nu doar la noi, ci și în alte părți, la noi în mai mică măsură decât în alte părți, nu mai contează de mult să muncești mult, ci contează beneficiile indirecte ale muncii. Iar de pildă, dacă ne uităm la studiul nostru despre munca de acasă, el spune că cei care s-au descurcat în pandemie în munca de acasă sunt cei care aveau ceva experiență de a face așa ceva și n-au intrat în burnout și au depins foarte mult de capacitatea liderilor lor și a organizațiilor în care vin, dar le da mai multă libertate, dar le da dreptul să-și organizeze timp așa cum vor. Bogdan, m-am oprit aici că cred că deja am Da, exact, asta vreau să spun și eu. Cati, ne dă semnalul că trecem la următorul vorbitor. Eu îți mulțumesc foarte mult pentru tot ce ne-ai împărtășit. Îi încurajez nu numai cum scrie pe ecran pe participant să-ți scrie direct la e-mail, dar pe e-mail, dar chiar să îți pună întrebări pe chat, pentru că tu vei mai rămâne un pic alături de noi și vei putea să răspunzi acolo. Mulțumim, Bogdan, te vom citi în continuare pe toate canalele pe care tu publici. Da, într-adevăr, încep, sunt pentru tine, Bogdan, o serie de, nu chiar întrebări, dar niște comentarii. Chiar te rog mult să le citești și, așa, ca un ton optimist să terminăm, eu cred că și schimbarea aceasta va începe tot de jos. Tânăra generație, sigur, ne va delimitat de estul ăsta de care scăpăm atât de greu. Sunt niște tineri absolut minunați și care reușesc să răstoarne cumva scara de valori. Cred că în binele nostru al tuturor. Mulțumim încă o dată, mulțumesc Diana, mulțumesc domnule profesor. Ne întoarcem la Madi. Da? La Madi și un moment foarte important în care vom asculta vocea liderilor, da? Avem o dezbatere la firul ierbii despre cum
văd și cum trăiesc liderii organizațiilor românești evoluția leadership-ului. Madi, îți prezinți tu invitații, te rog? Desigur, mulțumesc foarte mult. Sunt onorată să am astăzi aici doi conducători de oameni și de organizații cu experiență din două domenii de care viața noastră depinde. Cred că toată lumea are, indiferent de vârstă, limbă, educație, are în limbajul curent verbul a googli. Deci o prezint pe Ela Moraru, Country Manager Google România, memoria noastră externă. Și este o industrie care, cu siguranță, numai că în ultimii 20 de ani s-a dezvoltat și s-a rafinat, dar continuă să aibă impact asupra vieților noastre. Și Cristian Secoșan, CEO del Gas Grid, scuză-mă că mi s-a încurcat limba, Cristi, dintr-o, iarăși, o industrie care părea stabilă, dar care acum nu numai că depindem toți de energie și de ce se întâmplă în acest domeniu, dar este o industrie care se transformă și e parte din revoluția următorilor ani, ce facem cu energia și cum o integrăm în viața noastră. Și v-am invitat pentru că, iată, avem două tipuri de introducere în dezbaterea noastră de azi, să împărtășiți din experiența voastră cum percepeți că se schimbă nevoia de a conduce sau actul acesta de a conduce oameni. Ela, da, te rog. Mulțumesc frumos. Aș lua-o din perioada pandemică, pentru că mi se pare că e un moment important și probabil că e relevant și pentru mine și pentru Cristian. Eu sunt exponentul unei companii și aici aș vrea să-i spun domnului profesor că l-am ascultat cu atenție și l-am contrazis de mai multe ori în gând. În special în ceea ce privește persoana mea și compania pe care am șansa să o reprezint și echipa pe care am șansa să o reprezint. Pentru o companie de tipul Google, momentul, nu știu, 10 martie, 11 martie, când am primit un mail și am auzit că de astăzi lucrăm de acasă, diferența majoră pe care am resimțit-o a fost faptul că nu ne mai întâlneam fizic cu oamenii. În rest, nu am avut un clash important, nu a fost o schimbare majoră de paradigmă de lucru, pentru că eram oricum foarte flexibil în ceea ce privește input-ul și output-ul muncii noastre. În schimb, unde am văzut o schimbare majoră și poate o presiune mai mare asupra fiecăruia dintre noi, și o să explic imediat de ce spun fiecăruia dintre noi, a fost în zona de suport de comunitate. Și acolo, într-adevăr, ce se spunea mai devreme, presiunea aceasta pe care fiecare o resimțim să oferim mai mult, să dăm, să susținem echipele și pe toți ceilalți din jurul nostru, cred că este într-adevăr o povară pentru care trebuie să ne pregătim, literalmente să ne educăm și să ne pregătim. Și de ce am spus mai devreme pentru fiecare dintre noi, și asta apropo de la ce spunea domnul profesor, eu consider că fiecare dintre noi este cetățeanul companiei, comunității în care există până la urmă, pentru că trăim destul de mult în timpul în care lucrăm într-o companie în acea comunitate și de aceea fiecare dintre noi este lider, informal sau formal. Și atunci fiecare dintre noi, într-un fel sau altul, preia din această povară, din această responsabilitate, dar și din satisfacția când lucrurile se întâmplă într-o manieră care să fie într-o direcție potrivită. O să mă opresc aici ca să îi dau cuvântul și lui Cristian, dar sunt foarte multe lucruri pe care cred că putem să le spunem în această direcție. Da, mulțumesc, Ela. Bună ziua și din partea mea. Mă bucur să fiu parte din panelul tău, Madi, și îți scriam mai devreme în privat că m-am regăsit mult în ceea ce ai spus sau în lucrurile pe care le-ai spus. E adevărat că noi le-am și dezbătut de-a lungul anilor de multe ori. Și într-adevăr, cum spunea Ela, pe Bogdan sau domnul profesor l-aș fi contrazis de câteva ori. Dar sunt niște chestii de principiu unde nu pot să-l contrazic. Și, mă rog, nuanțarea pe care a făcut-o de multe ori
a spus de multe ori majoritatea și cea mai mare parte și așa, atunci nu mai putem să o contrazicem. Pentru că, într-adevăr, poate și compania pe care o reprezinți tu și cea pe care o reprezint eu, poate și altele, nu trebuie să fie neapărat cele mai reprezentative sau cele tipice pentru ceea ce se întâmplă la momentul ăsta în general în economie. Și eu am trecut prin mai multe companii, în prezent interacționez cu foarte multe companii, sunt și m-au rugat colegii să vă spun și asta că sunt președintele Consiliului Investitorilor Străini și prin chestia asta interacționez cu foarte multe companii din zona celor cu capital străin, unde, să zicem, abordarea asta de leadership sau felul în care liderii companiei înțeleg să se implice în activitatea companiei, poate are un fel de conotație care vine și dintr-o educație un pic diferită decât am avut noi. Dar ceea ce vreau eu să spun este că în ultimii, nu știu, voi întrebați de 20 de ani, unii au vorbit de 100, eu pot să vorbesc de 30. În ultimii ani, ceea ce s-a schimbat fundamental e proporția dintre lideri și manageri. Și acum 30 de ani, când am început să lucrez la Reșița, într-o fabrică veche comunistă, erau și lideri acolo. Erau și lideri, dar nu ne gândeam la momentul respectiv în felul ăsta. Erau și mulți, într-adevăr, și exact cum spune Bogdan, cu acel mod dictatorial și cu acel mod de a conduce oamenii care era la momentul respectiv foarte, foarte răspândit, pe care îl mai întâlnim și astăzi, într-adevăr, dar părerea mea este că într-o proporție mult, mult, mult mai mică decât atunci. Ce s-a schimbat sau ce se schimbă? În primul rând se schimbă generațiile. Și cred că, tot așa, dintr-o experiență destul de recentă, o companie, Ela, care jumate din ea semăna cu compania ta și cealaltă jumătate cu altceva sau cumva o parte de oameni foarte tineri și care lucrau în domeniul ăsta al IT-ului și o altă parte de oameni dintr-o altă generație, acolo era foarte complicat să gestionezi între ei și să găsești, trebuia să te adaptezi. Și acolo cred că a fost momentul în care am înțeles cel mai bine ceea ce a scris Bogdan pe ultima pagină, această necesitate și nevoie de adaptare. Trebuie să te adaptezi echipei, trebuie să te adaptezi în modul cel mai potrivit echipei, în ideea în care încerci totuși să o modelezi și să mergi într-o direcție pe care ți-o dorești. O să vorbesc de autonomie și un pic mai târziu, pentru că și asta mi se pare un lucru important. Vreau să mai zic doar un singur lucru la prima intervenție. Ceea ce e important, cred, pentru un lider și ceea ce e diferența fundamentală între modul acela vechi sau acest stil de management cu directive și așa mai departe, este faptul că un lider trebuie să fie de fapt un model în companie și oamenii să-l urmeze pentru ceea ce face și pentru ceea ce este și nu prin directivele cu directivele pe care le dă. Cumva aici cred că se învârt lucrurile. Cam asta pentru prima intervenție. Mulțumesc foarte mult. Acum ce aud eu aici este că amândoi cumva vorbiți fără a le spune ca atare despre faptul că ideea asta de valori nu e o lozincă, adică cel puțin în înțelegerea mea nu există leadership fără valori și te-am auzit vorbind despre respect până la urmă. Cumva, cum stă pe agenda voastră tema asta, creierii unui mindset la toată lumea în organizație, indiferent de rolul lor, de a-și clarifica un set de valori și de a se uita la viitor prin niște lentile care nu sunt doar lentilele obiectivului imediat sau a câștigului sau a tranzacției? Eu aș începe să spun că asta trebuie tranșat din momentul angajării. Uh-huh. Unul dintre cei patru piloni pe care îi sondăm în interviurile de angajare, pe care aș pune un asterisk, le organizează echipele care angajează sau care vor lucra cu persoana respectivă, nu atât de mult echipa de HR. Și putem dezbate foarte mult subiectul acesta, dar
până acum experiența ne-a arătat că implicarea celor care vor lucra cu persoana respectivă în sondarea unor topicuri de tip leadership sau ce numim noi googliness ajută foarte mult, pentru că la sfârșitul zilei partea aceasta de valori este singura pe care nu poți să o mai aduci. Sau, mă rog, părerea mea este că doar o șlefuiești un pic, dar dacă ea nu există acolo într-o combinație destul de importantă cu zona aceasta de leadership, de a provoca tot timpul status quo-ul, de a nu accepta lucrurile așa cum sunt, ele nu prea pot fi educate de-a lungul timpului. Ele trebuie să fie acolo. Deci trebuie sondate în intervievare, în procesul de angajare, pentru că apoi, sigur, aderarea la valorile comune ale culturii organizaționale, ale acele cetățenii de care am vorbit eu, se poate face mult mai ușor, dar dacă nu există intrinsec persoanei respective, nu cred că poate fi rezolvat și tocmai de aceea cred că e atât de mult o pinteală în a le rezolva ulterior, pentru că nu ai cum să sădești acest lucru. Părerea mea e că asta ar trebui să fie din zona de educație academică, unde ar trebui să fie și cunoștințe, și abilități, și valori. Da, voiam să te întreb, cu ce fel de valori vine tânăra generație? Sunt foarte interesanți prin diferență față de generația mea, de exemplu. Și cred că lucrul care îmi place cel mai mult este profunzimea cu care se uită la anumite lucruri, atâta timp cât sunt în direcția de pasiune pe care o au. Și asta mi se pare foarte important, pentru că nouă ni se poate părea așa din exterior că vorbim de o generație care nu reacționează la fel de bine la anumiți stimuli, la o anumită disciplină poate, sau eu știu, la foarte multe lucruri pe care le imputăm generației noi, dar acolo unde excelează, după părerea mea, este exact această profunzime pentru zonele de interes cred că ne pot învăța foarte bine ce înseamnă prioritizarea în ceea ce privește viața personală. A fost o dezbatere amplă în ultimele săptămâni, luni, de altfel, la care am participat apropo de acest lucru. Foarte mulți manageri se plâng, de exemplu, de faptul că tânăra generație, dacă decide că astăzi vrea să se odihnească sau să petreacă timp cu familia, doar asta face și renunță la toate acele priorități extraordinare, inputul acela deosebit în binefacerea afacerii. Eu cred că ăsta e un plus, pentru că vine cu eficiența de care vor da dovadă, prioritizarea de care vor ști să dea dovadă, ca să rezolve lucrurile într-un timp poate mai mic, dar cu un impact mai mare. Sunt multe lucruri pentru care îi admir, dar mă opresc la acestea, să zicem. Mulțumesc mult! Da, multe mingi în aer. Se schimbă generațiile și la voi, Cristi, într-un domeniu în care valorile par din zona de excelență, expertiză. Cum percepi? Asta încercam să spun, că deja am experimentat schimburile, dar nu numai schimbul de generații, cum spuneam, și acest mix de generații. Nu, adică îi dau dreptate ele, deci cam așa se întâmplă lucrurile. Deci trebuie să spun că mie mi se pare un lucru bun asta, și apropo de burnout și de alte discuții pe care le-am avut mai devreme, nici eu nu cred că mai e momentul în care trebuie să mori aici pe baricade și să zici, băi, gata, fără mine s-a dărâmat compania asta și nu știu ce. Nu, trebuie să găsești neapărat echilibru și din când în când trebuie să ai puterea să zici, băi, gata, azi nu mi-au o zi liberă și s-a terminat, îmi fac ce trebuie să fac. Din punctul ăsta de vedere, bine. Dar eu, la el, unde aș vrea să plusez un pic, este, nu e din educația academică, e de mai devreme. E din educația deja pe care o primesc acasă, pe care o primesc la școală. Și Madi și cu mine, cred că am experimentat lucrul ăsta având copii la o școală, sau unii dintre copii la aceeași școală. În momentul în care copilul meu, care a fost la o școală privată, în care au fost destul de puțini în clasă și au interacționat într-un anumit fel și au fost obișnuiți să spună foarte deschis anumite lucruri, în momentul în care s-a mutat la un liceu, de altfel cunoscut și destul de renumit în București, și a avut oarecum aceeași abordare, a avut multe probleme. Și cumva și lucrul ăsta poate mă face să fiu foarte atent și să încerc să înțeleg
exact ce își dorește o anumită generație sau alta și să încerc să diferențiez între lucrurile sau valorile importante pentru unii sau pentru alții. În orice caz, ceea ce cred că rămâne și este cumva un element de continuitate e încrederea. Deci încrederea, indiferent de ce faci, indiferent de modul în care, sau nu de modul, de generația cu care interacționezi, cred că elementul încredere trebuie să existe și atunci lucrurile pot să funcționeze bine. Avem aici un comentariu, nu cred că e vizibil tuturor. Comentariul zice așa: Bogdan spune bine că contextul e definitoriu pentru felul în care se manifestă leadership-ul. Și da, voi aici veniți din două organizații care și-au arătat, să zicem, capacitatea de a crea continuitate, dezvoltare, inovație și, într-adevăr, leadership-ul se manifestă altfel în astfel de organizații față de, nu știu, organizații mai mici sau de stat. Copiii noștri cresc în medii diferite și ei se manifestă diferit. De-aia eu văd că în societate corporația puternică joacă un rol foarte important în educare, pentru că dacă angajații vin la serviciu într-un mediu în care există respect, există comunicare, se pune accent pe valori, pe model de rol, ei vor duce lucrul ăsta acasă, în familiile lor, adică șansa ca să creștem generații de viitori angajați, da? Cu alt standard și cu altă gândire, crește. Și aici voiam să vă întreb, dacă vă uitați la viitor, ce fel de minge aveți în aer din rolul vostru? Din perspectiva mea, un lucru e de neschimbat, e imobil. Curiozitatea. Este o competență, din punctul meu de vedere. E o abilitate pe care trebuie să o ai tot timpul și ca reflex cognitiv, dar și ca partea comportamentului. Ea ți asigură agilitate în a învăța tot timpul, pentru că despre asta e vorba. Nu cred că trebuie să fim un anume tip de inginer, nu cred că trebuie să știm un anume cod de programare sau eu știu ce altceva. Cred că trebuie să fim foarte disponibili și curioși, pentru că atâta timp cât învățăm, suntem extrem de relevanți în orice fel de context de muncă. Și cred că, da, cred că asta definește esența la ce mă interesează pe viitor. La ce te uiți tu, Cristi? Sunt foarte de acord cu curiozitatea și eu spun lucrul ăsta. Cine nu-i curios are o problemă, da. Dar la asta, știi ce aș mai adăuga? Aș mai adăuga optimismul. Care, mă rog, trebuie să aibă niște limite, să fie adevărat. Dar cred că oamenii care au o viziune optimistă asupra lumii pot să realizeze mult mai multe decât cei care sunt pesimiști. Și ideea e, de fapt, optimist sau, de fapt, este legată de ceea ce crezi. Dacă crezi în anumite lucruri, e mult mai ușor să le realizezi. Dacă nu crezi, e complicat să le realizezi. Și din perspectiva asta spun de optimism. Încerc să creez cumva în companie și la oamenii din jurul meu, apropo de situația de care vorbeai, Madi, și de situația total complicată de pe piață, încerc să-i motivez și cu puțin optimism. De fapt, ce spuneți voi aici e o traducere a unor abilități de reziliență. Noi am vorbit mult de reziliență în pandemie. Acum pare că subiectul e mai cețos așa un pic și a pierdut din strălucire, deși este o investiție în viitor și continuitatea afacerilor, mai ales în situații de criză. Noi acum parcă încă nu suntem în criză, sau nu cum ne-am uitat la criza de acum 10 ani, e poate un alt fel de criză, dar companiile au nevoie de continuitate și au nevoie de capacitatea asta de a-și reveni rapid, da? Și curiozitatea și pozitivismul ăsta și încrederea în viitor, speranța, sunt esențiale. Și mă întreb dacă, nu știu, ne-ați putea da ce faceți concret ca să transmiteți oamenilor încrederea voastră în viitorul ăsta.
Că bănuiesc că n-aveți informații mai multe decât le avem noi. Sau poate aveți. Uf, atât de multe lucruri de zis la subiectul acesta. În primul rând, aș vrea să spun că e ok să, e în regulă să fim și triști și demotivați. Important este să avem grijă ce se întâmplă cu sentimentele acestea dacă se duc înspre depresie, înspre anxietate, înspre zone care sunt mai serioase și unde e nevoie și de intervenție. Și pentru asta cred că principalul lucru este să ne continuăm zona de educație constant și noi și să și facem asta ca role model și să și oferim oportunitatea aceasta tuturor membrilor echipei. Pentru că e foarte important să fim acolo. Putem avea o zi proastă, dar dacă avem o zi în care ne simțim deprimați, suntem în burnout, avem anxietate, poate atac de panică, mai ales în contextul în care trăim, incertitudinea aceasta pe care o retrăim mulți dintre colegii noștri, poate că trăiesc pentru prima oară o criză în viața lor. N-au experimentat, nu știu, catastrofe naturale majore, crize economice majore. Poate pentru prima oară își pun problema ce se întâmplă și ce se va întâmpla cu viitorul lor. Da? Filozofic, poate chiar, nu numai foarte pragmatic. Deci, cred că zona de educație este foarte importantă și zona de ce în controlul nostru. Și prin asta mă refer în mod explicit la activitățile pe care cel puțin noi, eu cel puțin, le am în vedere pentru tot ce înseamnă impact în comunitate, proiecte care sunt fie în zona de educație, fie în zona de sănătate. Sunt foarte multe lucruri care ar putea fi spuse aici, nu o să monopolizez subiectul, aș putea vorbi la nesfârșit, dar cred că sunt foarte importante pentru că odată când ne aduc aminte că suntem niște instanțe efemere și că e bine să profităm de prezentul în care suntem, să ne bucurăm de el, și ne arată și de fapt ce e în controlul nostru, și anume foarte puțin. Și atunci, dacă foarte puțin este în controlul nostru, cred că este foarte important să putem să gestionăm puțin acela cu, hai să zicem, seninătate. Uh-huh. Asta, dacă îmi permis să te completez, e o altă fațetă a rezilienței, pentru că dacă înțeleg ce e în controlul meu, asta îmi dă și atitudinea aceea de pot. Da? Dacă e în controlul meu, pot. Sigur că da. Bine, eu am această modalitate de a aborda lucrurile, fie că este vorba de teoria geamlâcului. Am ieșit pe ușă, am ieșit pe geam, mă duc și pe geamlâc, căci suntem contextual geografiei din care ne-am tras, dar și a ideii imposibil de ce nu. Și asta e poate un element care contează foarte mult și ce spuneam mai devreme apropo de ce ne mână în luptă. Trebuie să existe această foame și această modestie cumva îngemănate, pentru că ele te duc înainte sau te fac să te bucuri măcar de ce ai. Da. Cum aduceți voi optimismul? Din companiile de energie, astăzi se aud destul de multe voci care își pun problema. Cum, Dumnezeu, continuăm? Da. O să mă refer tot la prietenul nostru comun, Sinek, știi? Nu știu dacă ai văzut ultima... am văzut un film ăsta scurt în care vorbea de buddy-ul, de cel care e acolo lângă tine atunci când ai și tu nevoie. Dar în afară de chestia asta, bun, role model, da, trebuie să fim model și trebuie să încercăm să nu ne pierdem energia și să nu ne pierdem optimismul noi ca și lideri. Dar dacă chiar ne-l pierdem, avem nevoie de cineva lângă noi care să ne scoate. Cred că ideea asta de buddy mi se pare bună și am mereu lângă mine oameni care, dacă sunt căzut, ca să zic așa, pot să mă ajute să mă ridic sau să ies de acolo. Dar una peste alta, asta cred că e ideea principală, tonul pe care îl imprimi companiei și modul în care poți să faci lucrurile, pentru că astea sunt cumva multiplicante, adică de la tine se duc mai departe și de la ceilalți mai departe, la fel cum se multiplică și invers o chestie negativă sau poate mai aia se multiplică și mai repede, pentru că există tendința asta de a crede mai degrabă lucrurile negative. Dar ceea ce mai încerc să fac mereu este să
încerc să aflu cât de negru-i dracul, da? Și să încerc să pun lucrurile într-o context și să zic, ok, bun, hai să înțelegem exact ce problemă avem. Asta care merge poate într-o zonă de coaching, Mahdi, ca să pot să păstrezi cumva echilibru. A, scrie, uite, Badi, s-a scris cine? Diana a scris, da. Mai sunt întrebări și aici, nu știu dacă e bine să divaghez puțin. Mă întreabă cineva, Dan Sprânceanu, mă întreabă de ce pleacă un lider. Un lider de obicei pleacă atunci când nu se mai identifică cu valorile din companie, nu din alt motiv. Și cam asta se întâmplă. Și companiile evoluează în timp și există foarte multe. Acum există o dinamică chiar mai mare decât oricând în lume și ăsta e, cred că, motivul principal. Dar închid subiectul. Poate să Dar aș îndrăzni să spun că, în general, oamenii pleacă când nu se mai identifică. Unii nici nu știu cu ce să se identifice și de asta e un exercițiu de leadership să ajutăm ca oamenii să conștientizeze ce îi ghidează în viață și ce aspirații au și ce scopuri au. Și, sigur, noi folosim un limbaj din acesta sintetic, cultură, valori, leadership, că avem nevoie de limbajul ăsta comun, dar ele nu sunt vorbe goale, adică cultura e ce e, locul în care te duci, te simți cumva ca acasă, da? Simți că rezonezi, nu te stresezi, rămâi autentic. Bun, la un alt nivel poate, pentru că eu mă gândeam acum exact acolo de unde trebuie să înceapă, să zic, această disipare a valorilor sau așa, mă gândeam la liderul suprem, ca să zic așa. Dar în rest oamenii părăsesc oamenii, asta e clar, da? Deci și tot am văzut și aici am citit undeva o chestie în care, bun, e un manager care face numai micromanagement și ce e de făcut, nimic, să pleci, n-ai ce să faci. Pentru că sunt situații pe care n-ai cum să le gestionezi altfel și asta se și întâmplă în realitate, de fapt. Omul acela, în mod normal, pleacă. Și... Da. Vreau să vă mulțumesc. Mă uit la ceas și mai avem fix un minut. Și întrebarea asta de final, dacă ar fi așa, să lăsați legacy pentru generațiile următoare, care ar fi... Ce ați vrea să lăsați în urmă? E o întrebare foarte bună. Acum două seri, fiica mea cea mare a scris o compunere pentru la ora de limba engleză în care trebuia să vorbească despre role models. Și mi-a făcut o surpriză extraordinară să scrie despre mine, ceea ce sigur că a fost foarte glatulant pentru ego-ul meu de mamă, dar mai mult decât atât mi-a arătat ce înseamnă percepția unui tânăr viitor, orice ar dori ea să devină în viață, important ar fi să fie fericită, sper eu. Ea are 14 ani și e clasa 8-a și ea vorbea despre ce observă. Perspectiva ei era despre faptul că aprecia disponibilitatea, suportul pe care îl primea de la mama sa, da? Practic, esența a ceea ce am înțeles eu era că se simțea bine cu ceea ce primea. Și cred că despre asta e vorba. Citatul acela atât de uzitat în zona de oamenii nu vor să li se vorbească, nu vor să li se dea nimic, vor doar să fie simțiți și văzuți, băgați în seamă. Și cred că asta e partea de moștenire pe care, cel puțin, e un cuvânt foarte mare, dar îndrănesc să sper că eu ca individ îl am și sper că și compania sau echipa pe care o reprezint să oferim celor cu care interacționăm acel ceva care să-i facă să simtă că au contat. Și cred că asta e cel mai important. Mersi. Mulțumesc. Eu zic un lucru și, mă rog, poate suna și ca o lozincă, am mai auzit și chestia asta, dar ceea ce cred că aș vrea să las e ideea asta de oamenii, resursa cea mai importantă a companiei. Pentru că orice se întâmplă, se întâmplă în jurul lor. Și au zis și alții, au zis mulți, ce-mi vine minte acum, cred că Branson a zis chestia, aveți grijă de angajați, că ei vor avea grijă de clienții voștri. Deci în modul ăsta cumva, dar asta sună un pic mai ciudat așa cu angajații, dar în general de oamenii din companie trebuie să ai grijă dacă vrei să meargă, să funcționeze lucrurile bine în companie.
Mulțumesc frumos și vă mulțumesc amândurora. Mi-a făcut plăcere să împărtășim lucruri dintr-un spectru și personal și despre inspirațional. Cati, dacă ești de acord să preiei? Da, multe mingiuțe în aer au rămas. Pe chat este o efervescență, aveți foarte multe întrebări, doamnă, domnule. Mulțumim tare mult, am învățat o groază de chestii, chiar mi s-a părut foarte, foarte interesant. Ce vroiam să punctez, diferența de percepție între studiul domnului profesor Voicu și ceea ce dumneavoastră trăiți în propriile organizații, cred că o face nivelul de educație și ăsta e un subiect care cred că ar merita un eveniment separat, atât de important este și de greu, greu, greu de găsit o soluție exactă pentru rezolvarea lui. Mulțumim și noi încă o dată și să trecem la următoarea stație din călătoria noastră. Și avem acum un studiu de caz. Vă propunem un studiu de caz. De la dezvoltare continuă și leadership la implicare civică și mentorat. Este un studiu CRUC despre impactul proiectelor sale în companie și în societate. Și a intrat în cadru Mihaela Iliuță, este director de resurse umane la CRUC România. Eu am tras un pic cu ochiul pe prezentarea ei, se întâmplă niște lucruri absolut minunate la CRUC. Acum vă las și pe voi să le descoperiți. Hai, Mihaela, povestește-ne! Bun găsit! Mă bucur să fiu astăzi alături de toți cei prezenți. Am să preiau un pic din ce au spus și cei de dinainte care au discutat, au vorbit. Tema de astăzi este leadership reset. Leadership-ul îl faci cu oameni și practic o să intrăm în niște exemple concrete despre cum am reușit noi, credem, să facem acest leadership reset în cadrul CRUC România. Fac un screen. Se vede? Da, se vede. Așadar, o să încerc să trec foarte rapid prin 5 subiecte foarte importante. Primul, am spus deja, este vorba despre oameni. Al doilea, cultură. Dezvoltare continuă, motivație și implicare civică. Și, cum spuneam mai devreme, leadership înseamnă oameni. Fără oameni nu putem să facem leadership. Și, practic, primul reset pe care îl aduc aici ca exemplu concret este acest reset al modului în care privim forța de muncă sau oamenii care creează organizație. Și am să încep cu o poveste. Este experiența noastră din acest an despre un coleg, primul nostru coleg de 16 ani, care a ajuns în organizația noastră într-un context foarte interesant. Am primit o întrebare de la un coleg existent dacă există locuri vacante pentru un adolescent de 16 ani. Aveam poziții vacante în zona de back office, de corespondență. Evident, persoana respectivă n-a intrat pur și simplu în organizație pentru că a pus o întrebare, a trecut niște procese de selecție și a trecut perioada de vară în care el a putut și a dorit să lucreze alături de CRUC și la final a lăsat un mesaj. Și chiar cu copy-paste, acesta este mesajul fostului nostru coleg Alexandru de 16 ani, primul coleg de 16 ani din CRUC. Mi se pare că se leagă foarte bine de ce a spus Ela un pic mai devreme. Oamenii au nevoie să fie văzuți, auziți și să-și găsească un scop în organizație. Nu știu câți dintre cei prezenți urmăresc și prezentarea sau doar ascultă. Practic, ce spune Alexandru în acest mesaj este că a făcut lucruri concrete, a învățat lucruri și este recunoscător pentru toată această experiență în CRUC și este și un Alexandru foarte responsabil și încheie mesajul lui de mulțumire pentru perioada de 3 luni din CRUC cu această informație că merge să-și termine studiile și că n-a terminat încă capitolul CRUC, probabil că o să revină alături de noi. Așadar, primul reset pe care aș vrea să vi-l aduc și să vi-l
propun este de acest mix al oamenilor care compun organizația. Pentru aproape 95% din tipurile de poziții pe care le avem, putem să recrutăm de oriunde din România. Media noastră de vârstă este de 34 de ani, dar avem colegi și de 20 și de 60. Mi se pare important că reușim peste 20% dintre pozițiile vacante pe care le avem să le ocupăm cu colegi existenți, adică vorbim de promovări. Și la fel de important mi se pare faptul că avem peste 20%, 23% din colegii din extern care vin din recomandările celor existenți. Ce înseamnă că oamenii recomandă organizația? Înseamnă că oamenii trăiesc într-o cultură bună, normală, sănătoasă, într-o cultură în care își găsesc un sens, un scop, se regăsesc. Și mă mut foarte pe scurt la această zonă de cultură. S-a vorbit înainte despre munca hibrid, unde și cum lucrăm. Aproape 12% dintre angajații cu lucrează 100% remote. Pentru ceilalți există această posibilitate de a lucra la alegere. Nu am ajuns la momentul în care să avem o zi obligatorie pe săptămână sau două zile pe săptămână în care vin la birou pentru că așa, nu știu, scrie procedura sau așa spune regula. Cultura se creează și prin managementul organizației și pornește cel mai de sus, de la directorul general pe care l-are organizație și cum ne poziționăm în tot acest context vis-a-vis de ierarhie. Foarte pe scurt, avem, de exemplu, întâlniri cu toți, absolut toți angajații. Am reușit două în acest an, sperăm să reușim și patria, în care, practic, vocea tuturor este ascultată, oamenii sunt întrebați și noi, la rândul nostru, ascultăm nu doar ca să răspundem, ascultăm ca să înțelegem și ulterior să aplicăm lucruri care sunt valoroase pentru oamenii care formează CRUC. Elementul nostru de cultură este constructiv. O să am puțin mai târziu câteva detalii. Așadar, o cultură constructivă și nu una pasivă sau agresivă. Zona de dezvoltare continuă este pentru mine o obsesie. Cred că am datoria ca om de resurse umane să păstrez oamenii pe care avem în organizație angajabili, relevanți în piața muncii, adică cu acele skill-uri necesare pe termen mediu și lung. Și aici doar atât, o să am puțin mai detaliat mai târziu. Tot ca exemplu concret, suntem o organizație care nu avem politică de bonusuri. Tot înainte am auzit zona de respect și zona de încredere. Targetăm următoarea abordare. Considerăm că oamenii sunt capabili să-și facă munca pentru care sunt angajați și reușesc acest lucru. Așadar, condiționarea de un bonus sau de o sumă variabilă este ceva care în CRUC nu există. Și da, oamenii într-adevăr își fac activitatea. Nu o spun eu, o spun rezultatele noastre anuale. Mi se pare interesant de menționat și rotația de personal. Suntem mândri că avem un procent de 13% ca rotație de voluntară. Recent am înțeles că media europeană este undeva la 14%, așadar încă o dovadă cu un mediu sănătos, cu o cultură sănătoasă, cu o disponibilitate de ambele părți, angajat-angajator, practic ne păstrează și într-un turnover sănătos. Și a treia zonă de reset pe care am experimentat-o în ultimii ani este această zonă de implicare civică, da, practic cum îmi achit datoria față de societate ca și angajator și prezență în piața din România. Am vorbit un pic de cultură, aici este doar un exemplu, ceea ce înseamnă cultura în CRUC, spuneam de stiluri constructive,
un stil în care comunicăm foarte mult, de sprijinim unii pe ceilalți, rezolvăm ce avem de rezolvat în mod constructiv. Ceea ce vedeți în dreapta este chiar poza reală a culturii existente în CRUC. Este un sondaj făcut în acest an și cu date concrete pe diferite comportamente. Ne-am setat și un ideal unde vrem să fim și la fel cu bucurie cât de aproape suntem față de acest ideal vis-a-vis de stilul dorit de cultură organizațională constructivă. Și pentru că am menționat un pic mai devreme despre dezvoltare continuă și am zis, am folosit acest cuvânt ca un fel de obsesie de a păstra oamenii pe care îi avem relevanți pe piața muncii, pe termen mediu și lung, câteva exemple din cum reușim această dezvoltare continuă în cadrul CRUC. Pe zona de reskill, două exemple concrete. Este al treilea an în care lucrăm o academie internă de IT, în care colegii din IT sunt profesori și colegii ceilalți care doresc să se înroleze în această academie, după niște teste, intră în niște programe de dezvoltare. Suntem în primul an în care rulăm o academie legal, Caligal Academy, în care colegii care nu sunt absolvenți de drept și doresc să se alăture echipelor din CRUC care fac zona de activitate juridică pot face acest lucru. Poate că o să spuneți, ok, 5 colegi doar după 3 ani de academie digitală. Eu cred că este un lucru bun într-o lume în care este o foarte mare bătălie pe resursele IT și toți oamenii de HR prezenți aici știu ce înseamnă să recrutezi și să reții, să păstrezi un astfel de coleg din zona de IT. Eu cred că este un lucru foarte mare să fi reușit să recalificăm colegi care nu sunt neapărat cu studii sau experiență IT și care să performeze în prezent în zona noastră de IT și zona tehnică. Am început acum 2 ani un proiect de upskill, să-l numim așa. Primul modul pe care l-am lansat, ok, Excel, pentru toți colegii, și totodată îmbunătățire continuă a proceselor. Peste 60% din toți cei peste 600 de colegi din CRUC au trecut prin aceste două produse de upskill. Anul următor, anul acesta, s-a complicat un pic curricula și avem niște topicuri destul de tehnice, dar iată că vorbim despre Power BI, Power Automate, competențe care probabil acum nu sunt, sau riscă întrebări. Dar de ce să învăț eu, nu știu, Power BI și Power Automate? Pentru că pe termen mediu și lung va fi util atât celui care consumă acest produs de dezvoltare disponibil tuturor angajaților, cât și nouă ca angajator, cât și societății, dacă, Doamne ferește, sperăm noi să nu pleacă din organizația noastră. Și am continuat zona de rezolvare a problemelor, pentru că constant această îmbunătățire continuă și optimizare continuă este un focus pe care îl avem în organizație. Suntem în al patrulea an în care rulăm un program de succesorat, în care în principal identificăm sau primim în acest program colegi care doresc să acceseze roluri manageriale mai înalte sau roluri manageriale pentru prima oară, precum și programul adresează poziții tehnice cheie în organizația noastră. Și iarăși mi se pare foarte interesant că din toți managerii pe care noi avem în organizație, 78% dintre aceștia sunt promovați din intern. Cumva pare că funcționează, pare o rețetă de succes și contribuie la această bună stare și sens de contribuție și sens de apartenență pe care angajații existenți îl pot căpăta în organizația noastră. Spuneam de cultură, spuneam de ierarhie, practic lipsa acelei ierarhii formale în CRUC, spuneam de întâlnirile pe care le avem cu directorul general, întâlniri recurente, spuneam de oameni și ideile lor. Suntem în al doilea an în care rulăm acest program de inovație, în care premiem idei
de optimizare de costuri, de simplificare de procese, mici inovații pe care reușim să le aducem în produsele noastre, în aplicațiile noastre, în serviciile noastre. Cum premiem aceste idei? În trendurile care sunt folosite în piață, iată că cel care câștigă poate să aleagă între a-și lua o lună sabatică sau a lucra 5 luni cu săptămână redusă de 4 zile lucrătoare sau să-și cumpere o vacanță sau să aibă o sumă suplimentară în platforma Benefit pe care o utilizăm. Funcționează toate aceste lucruri? Și fac o pauză un pic să respir. Eu zic că da, pentru că foarte transparent, ca și grad de satisfacție al angajaților anul acesta față de anul trecut, am avut o creștere de peste 20%. Ok, este un sondaj intern, poate să fie subiectiv sau nu. Și atunci ne-am uitat și pe zona externă ce postează colegii noștri sau foștii colegi pe un site care colectează opiniile angajaților. Și aici avem pe cele 5 categorii o notă 4, 48 din 5 overall pentru angajatorul Cruc și percepția celor peste 600 care au pus aceste recenzii vis-a-vis de management, de oportunități de avansare, de timp liber versus timpul la birou. Foarte puțin despre un alt tip de reset este lead with perspective, adică această preocupare de a ne uita permanent către viitor, către noi oportunități care sunt în piață, mai ales în această zonă a dezvoltării tehnologice continue. Și așa am să vin cu o poveste reală, este mesajul colegului nostru, care se ocupă, tot Alexandru îl cheamă din întâmplare, care se ocupă de zona de RPA, Robotic Process Automation, adică o posibilitate de a automatiza procese repetitive pe care le întâlnim în anumite procese și le fac anumiți colegi. Și acesta este mesajul lui, ultimul newsletter, în care anunță toți colegii despre cele peste 20 de procese reușite a fi automatizate în acest an, despre numărul de ore de muncă salvate prin accesarea acestei tehnologii noi, RPA, și suntem cu un ochi și pe zona de ESG. Ne spune Alexandru și câtă amprentă de carbon am salvat și câtă energie electrică am economisit prin automatizarea acestor procese. Pe zona de implicare civică avem proiecte pe care le derulăm. Am ales cumva să vă vorbesc despre cele mai recente. Din 2017, credite inteligente cu sprijin JAR, peste 10.000 de elevi din școli care au căpătat educație financiară prin proiectul pe care noi îl derulăm. Din 2018 vorbim despre proiectul responsabil în parteneriat cu Social Incubator. Ducem aceea zonă de educație financiară către copiii din medii de risc. Peste 100 de astfel de copii au trecut prin acest program. Din 2021 suntem alături și de educația din România prin proiectul Merito, în parteneriat cu Romanian Business Leaders. Cât de importantă este educația, nu doar la nivelul organizației Cruc și obsesia noastră pentru dezvoltare continuă, dar și în extern, educație financiară și educația propriu-zisă, formală. Și, nu știu, câteva exemple de bunuri, da, piese de mobilier sau echipamente IT pe care le-am trimis către grupuri sau zone din România care aveau nevoie de aceste produse, nu știu, Direcția Generală de Asistență Socială sau diverse școli. Așadar, este vorba despre empatie și umanitate prin toate proiectele pe care foarte rapid vi le-am prezentat aici. Da, o implicare civică meritorie
chiar lansez către tine o invitație, aș vrea să dezbatem un pic mai mult subiectul acesta, probabil în revistă. Din prezentarea ta, Mihaela, Cati, un singur, o singură parte la final. Da, suntem, ce vedeți aici pe ecran, sunt colegii din companie, cu excepția pozei din stânga sus, care este de la Gala Merito. Diversele proiecte pe care noi le dezvoltăm și le reușim pentru și împreună cu toți colegii din CRUC România și practic să sumarizez tot ce am spus până acum în câteva cuvinte, ce înseamnă Leadership Reset în CRUC. Trăim într-o lume foarte fragilă, cu multe șocuri, da? Șocuri medicale, geopolitice, tehnologice, de toate felurile, cu schimbări foarte multe. Și atunci soluția noastră sau rețeta noastră este de a ne poziționa față de aceste schimbări continue constructiv și, așa cum au spus și cei de dinainte, cu o dezvoltare sau o învățare continuă, pentru a putea să ne achităm datoria. Datoria de a crea valoare pentru angajat, pentru companie și pentru societate. Societate. Foarte frumos. Gata, pot să te întreb, da? Da. Deci mi-a reținut atenția în prezentarea ta un cuvânt care nu a mai fost prezent în evenimentele noastre de ceva vreme. Și anume, în politica de retenție a angajaților valoroși, succesoratul. Spune-mi în câteva cuvinte cum funcționează la voi și care sunt rezultatele, că înțeleg că are deja vechime acest program în companie. Două lucruri poate am să spun. Succesoratul este un beneficiu de ambele părți. Ca și rezultat, l-am menționat deja, am spus că 78% din managerii existenți sunt promovați intern. Majoritatea au trecut prin acest program de succesorat și a fost cu folos, s-a ajutat ca și rezultat. Ce concret li se întâmplă în acest program de succesorat? Două lucruri. Începe programul de succesorat cu un chestionar psihometric în care participantul primește un raport de leadership și practic are o poză reală, o poză obiectivă, pentru că nu este interpretarea omului de HR din organizația CRUC. Este o validare de rezultate pe un sample de sute de mii de respondenți, deci are o poză despre cum este el ca profil de leadership. Și, de exemplu, ce am introdus în acest an, practic am încercat să transferăm din responsabilitatea managementului companiei anumite decizii. Un exemplu, am invitat succesorii să fie ei juriul pentru a decide care ONG, susținut de diverse echipe, au fost foarte multe echipe din companie care au propus un ONG, noi am pus la bătaie 10.000 de euro, 10.000 de euro, uite, susține un ONG și arată într-o prezentare cum anume acest ONG contribuie la misiunea CRUC, susține valorile noastre, aduce valoare în societate. Au fost foarte multe echipe care s-au înscris la această inițiativă și succesorii au jurizat echipa câștigătoare. Practic, un transfer de responsabilitate, implicare. Să ne învățăm de mici cu responsabilitatea deciziei, nu-i așa? Bun. Și în ceea ce privește fidelizarea, ai date? Fidelizarea celor care au trecut prin programul de succesorat? Da, da, da. Adică cumva a scăzut numărul celor care părăsesc compania de când ați început acest program? Overall, turnover-ul pe care noi îl avem, turnover voluntar pe care îl avem în acest an, față de anul trecut, a scăzut considerabil. Atenție, noi rulăm programul de succesorat de 4 ani deja, este a 4-a ediție. Poate să fie o influență pozitivă și acest program de succesorat, pe lângă lucrurile celelalte care noi credem că le facem bine. Bine. Mulțumesc, Mihaela, mult succes în continuare, să vă păstrați această echipă dinamică. Am văzut că sunt și frumoși și tineri și veseli în ultimul tău slide. Mulțumesc și eu.
și se pregătește în culise Diana Voicu. Începe ultimul moment al zilei, ultima noastră stație, da? Un moment foarte așteptat, HR Power. Este vorba, de fapt, despre un panel cu patru invitați, patru voci cu impact, patru doamne cu o bogată experiență și o viziune valoroasă în ceea ce privește gestionarea resursei umane. Eu presim că va fi o dezbatere de zile mari, sau ca să rămânem în context, de evenimente aniversare. Diana, ai legătura? Mulțumesc frumos, Cati. Am avut și voi și noi ambiția ca pentru panelul cu care încheiem conferința noastră aniversară să adunăm patru doamne și încă din patru industrii foarte diferite. O să o vedeți imediat pe Crina Ilie, care vine de la Genpact, din area serviciilor profesionale pentru afaceri. O să avem pe Daniela Alexandru, din zona de automotive, deci industrie. O să avem pe Gina Cruceru, din Oil and Gas, de la Rompetrol, și pe Ilana Alexandru, de la Mega Image. Le rog pe toate cele patru doamne să deschidă camerele, astfel încât să ne vedem. Ele vor vorbi în această primă parte pe rând. Vă rog frumos pe voi, cei care participați la discuția noastră, să vă pregătiți cu întrebări pe care să le puneți pe chat sau pe facilitatea de Q&A, unde vă pot răspunde doamnele, pentru că eu vreau să auzim cât mai multe lucruri de la ele live, așa că nu o să le las să răspundă la întrebările voastre live. O să le provoc să și scrie. Încă o temă pentru acasă. Și pentru că asta este discuția noastră de încheiere și ni s-au ridicat foarte multe mici la fileu și provocări, cum arată leadership-ul de mâine, dar mai ales cum putem să-i facem pe oameni să de fapt nu doar să fie lideri buni, da? Cum putem să îi facem să aducă un impact mai mare în societate, să le pese mai mult, cum putem să compensăm ceea ce mulți antevorbitori au spus că este un dezechilibru, dacă nu chiar un handicap în zona de educație. Și o să rog pe Crina, de fapt apoi și pe celelalte minunate doamne, să înceapă așa cu două, trei minute maxim, în care să ne spună puțin din zona din care vine, nu? Rolul ei este de People Function Leader pentru Europa și Africa, deci ne poate da și o imagine mai amplă care depășește România, nu? Cum, nu, când vorbim de leadership pentru viitor, cum vă construiți voi programele care îi susțin pe oameni să-și aducă impactul în sustenabilitate? Mulțumesc mult, Diana, și felicitări tuturor pentru un eveniment de foarte bună calitate astăzi. Cum s-a spus și înainte, și eu am învățat și mi-am luat câteva notițe din intervențiile de până acum. Doar puțin despre contextul companiei pe care eu o reprezint, Genpact. Noi suntem un angajator mare. 110.000 de colegi împrăștiați peste tot în lume, din care 12.000 și în creștere în regiunea pentru care eu și echipa mea suntem sprijin din partea de resurse umane. Ca să leg un pic intervenția mea de ce s-a discutat până acum, cred că leadershipul viitorului va trebui să se concentreze în egală măsură pe bunăstarea afacerii, dar și pe bunăstarea societății și a mediului în care noi operăm. Nu e o temă nouă, e o temă care a existat de mult, probabil a început sub umbrela largă a sustenabilității, iar acum în zona modernă sub acest acronim de ESG, Environment, Social și Governance. Evident, avantajul companiilor mari, cum este și cea în care eu lucrez, este că ai un context sau ai niște alegeri globale care vin către noi în regiuni și ne ajută puțin să coagulăm efortul. Iar alegerile pe care Genpact le-a făcut la nivel global pentru a fi aproape de comunitățile în care noi operăm sunt concentrate în trei mari segmente. Primul este zona de educație.
Pentru că noi operăm în industria de servicii, este foarte important să avem colegi calificați, relevanți, angajabili, cum s-a vorbit în intervenția dinainte, și de aceea nu ne concentrăm numai pe formarea și dezvoltarea talentelor în interiorul organizației, ci lucrăm foarte mult cu mediul extern, de la grădinițe, școli, licee, până la parteneriate cu mediul universitar, peste tot în lume, chiar și în România, și dacă ne urmăriți, o să vedeți care ne sunt proiectele noastre dragi. În momentul de față suntem într-un parteneriat cu un ONG care sprijină partea aceasta de educație a directorilor de școli, care au toți mare nevoie de noi, dar sunt multe astfel de inițiative în zona de educație pe care le derulăm. Un al doilea pilon pe care l-am ales, probabil datorită faptului că avem mare parte din angajații noștri care locuiesc nu neapărat pe continente unde ne bucurăm de același confort pe care noi îl avem în Europa, ci sunt în India sau sunt în Africa. Drept urmare, pilonul de eradicare a foametei este unul foarte important pentru noi și care a prins mult mai mult decât ne-am așteptat la angajații noștri, tot ce înseamnă partea aceasta de a dona alimente, dar în egală măsură de a ne educa pe noi să fim mult mai economi și mult mai conștienți în alegerile alimentare pe care le facem. Și în sezonul acesta de Global Donation, vedeți în spate, intenționat am lăsat ce promovăm noi în luna noiembrie și decembrie. Este o campanie globală în organizație de donații și mare parte din fonduri se vor duce și către acest pilon. Iar ultima zonă în care activăm este diversitatea și în special diversitatea de gen, implicarea femeilor în poziții de senior leadership și în poziții globale. Dacă ar fi să închei cu două provocări, cu toate că facem multe lucruri, provocările pe care eu le resimt în România și în regiune sunt generate de faptul că colegii mei au interese diverse atunci când vine nevoia de a da înapoi în comunitate și uneori ne întrebăm cum să facem, ajung cei trei piloni sau mai sunt și alte cauze nobile pe care să le preluăm și cum să facem ca să adresăm nevoia lor de a da înapoi la comunitate. Și sunt convinsă că o să auziți câteva idei interesante de la colegele mele de panel. Noi am vorbit un pic înainte și chiar sunt gata să pun în aplicare câteva dintre sugestiile lor. Și o altă mare provocare întotdeauna în organizație este cum creăm timp. Pentru că cel mai important lucru în viața noastră în corporație este timpul. Și aici, din nou, încercăm să preluăm tot felul de idei în a pune la dispoziție zile dedicate activității de a participa în comunitate sau de a face împreună cu colegii evenimente în weekend sau în timpul programului care susține aceste cauze. Crina, mulțumesc frumos! Am reținut de la tine, apropo de ce discutam mai devreme cu liderul se adaptează, pentru că nu poate să-i schimbe de fapt foarte mult pe cei pe care îi are în preajmă. Am reținut ideea asta că unul dintre pilonii voștri majori, lupta cu foametea, cu risipa acestor resurse, este o idee care a prins foarte mult la angajații voștri. Deci am reținut asta și provocarea despre diversitate, pe care aș prefera să o pasez mai departe la Ileana Alexandru, vicepreședintă de resurse umane Mega Image. Diversitate la vecinul nostru cel mai bun, la Mega Image. Până la urmă, un lucru pentru care în România ne luptăm și pe care îl spun și sociologii este că nu suntem neapărat foarte deschiși. Nu? Și atunci, voi cum construiți asta? Cum faceți acest echilibru între nevoia de diversitate și un leadership care își lasă impactul în societate? Mulțumesc, Diana! Bună tuturor! Mulțumesc pentru invitație! Eu o să accept ambele provocări ale Crinei, pentru că am... Nu știu dacă să le spun soluții, sunt niște modalități prin care noi am înțeles... Bune practici! Da, ar putea fi bune practici, au fost considerate până acum bune practici și
Sunt modalități prin care noi am înțeles să rezolvăm dilemele pe care le-a menționat Crina mai devreme. Vorbea Crina despre această preocupare de a se asigura că răspund prin programele lor, răspund intereselor și nevoilor angajaților de implicare în societate, în comunitate. Sigur, noi suntem o organizație mare, avem un potențial și suntem conștienți de aceasta, avem un potențial atât financiar cât și în zona de comunitate pe care am construit-o. Avem 12.000 de angajați, din care 10.000 sunt extrem de vizibili și foarte implicați direct în comunitate, spune Diana, de vecini. Da, suntem vecini cu aproape fiecare locuitor, nu numai al Bucureștiului, și al unor orașe mari din țară. Acest potențial ne responsabilizează. Ne dăm seama că putem să facem mult bine. Ne-am integrat în strategie această direcție de a fi parte din comunitate și vrem să ne activăm nu numai capacitatea organizației, și știți că avem nenumărate acțiuni. Apropo, să știți că ghetuțele de Moș Nicolae sunt deja în magazine, le-am văzut de câteva zile, așa că vă așteptăm să ne ajutați. La fel, ghetuțe există și în sediul central, apropo de implicarea colegilor, și se vor umple imediat. Cum am rezolvat noi această chestiune a adresării nevoilor diverse? Am creat o platformă, un program care se numește 12 fapte bune. Este un program pe care îl rulăm de niște ani cu foarte mult succes. Avem sute de voluntari în fiecare an. Au fost ani în care am depășit 1.000 și ceva de voluntari implicați în acțiunile noastre și diversificăm de fiecare dată acțiunile și inițiativele caritabile, în așa fel încât putem să răspundem nevoilor colegilor noștri dintre cele mai diverse. Și am avut acțiuni caritabile de la implicarea colegilor noștri alături de studenții nevăzători și le citeau cărți sau cursuri, până la implicarea în adăpostul de cai abandonați. La fel, colegele și-au donat părul, am organizat centre de donare de sânge. Sunt foarte diverse aceste inițiative, în așa fel încât răspundem nevoilor diferite ale oamenilor. Este modul nostru în care înțelegem să construim acea purpose-driven organization, acea organizație orientată spre scop, dar nu numai scop al business-ului, și scop al angajaților. Iar a doua dilemă, Crina, era legată de timp. Noi am implementat de niște ani, odată cu lansarea programului 12 fapte bune, o zi liberă de voluntariat. Colegii noștri o accesează. Alături de aceasta oferim flexibilitate în ceea ce înseamnă programul de lucru. Dacă sunt colegi care își doresc să se implice în acțiunile din cadrul programului 12 fapte bune, liderii sunt întotdeauna deschiși să le reorganizeze activitatea și programul, iar colegilor sunt întotdeauna pregătiți să le preia din responsabilități, în așa fel încât ei să se poată implica în aceste activități. Mulțumesc frumos, Ileana. Nu știu dacă am reținut eu bine toate cifrele. Am înțeles că sunt destul de mari, dar dacă Mega Image ar fi un eșantion reprezentativ pentru România, nu spun că este, nu? Nu am avea implicări de nu 10, poate mai mult la sută din da? Asta este un rezultat foarte bun. Eu uneori mă întreb dacă la nivelul societății avem acest procent, nu? Și perseverența pe asemenea programe în organizație de obicei dă rezultate dacă la început ai 2, 3, 4, 5, 10 voluntari, nu? Am să o invit acum pe Daniela Alexandru. Ca și în cazul lui Bogdan Voicu și al meu, nu există relații de rudenie. Daniela Alexandru vine din mediul industrial, considerat de unii nu foarte atractiv și sexy, nu ați simțit ghilimelele. Daniela este HR manager la Magna Exteriors în Craiova. Ei lucrează pe platforma Ford și în mediile industriale în general e uneori mai provocator sau cel puțin așa percepem, să produci schimbare socială, să implici oamenii, să, nu? Dar eu lucrând cu voi am observat odată că cei peste 400 de angajați ai voștri sunt
pot fi caracterizați de atenție și generozitate, le-aș spune eu așa. N-am făcut un sondaj, așa că sunt curioasă, Daniela, să ne spui cum faceți voi asta cu oamenii voștri, astfel încât tocmai să vă asigurați că impactul se resimte mult în afara organizației și în viețile oamenilor. Da, bună tuturor! S-au spus multe lucruri până acum, multe teme interesante. Da, Magna Craiova este o prezență locală la Craiova. Suntem mândri să fim astăzi 400 de angajați și creștem în continuare undeva la 600 anul viitor. Am avut o creștere accelerată începând din 2011 și până acum. Și deși s-au mai spus aspectele astea, eu aș spune că pentru noi pilonul principal, focusul nostru este pe învățarea continuă. Și asta noi avem structurată cumva în trei direcții, asta este viziunea noastră și ajungem și la generozitate și la transparență imediat. Odată avem pe de-o parte programele noastre de training croite pe nevoile specifice și aici includ programul nostru cu tradiție, Leadership Academy, care este cascadat la toate nivelurile profesionale și unde avem rezultate extraordinare chiar și în rândul team liderilor. Apoi, o a doua direcție este on-the-job training, pentru că pentru noi în producție este foarte importantă nu numai recrutarea, dar pregătirea oamenilor și faptul că ei trebuie să fie foarte autonomi și polivalenți la locul de muncă. Și aici învățarea se desfășoară cumva la locul de muncă, dar cu implicarea și responsabilitatea colegilor care își desfășoară activitatea în proximitate, observând, aducând idei de îmbunătățire și mai ales împărtășind din bunele lor practici. Și în al treilea rând, vorbim despre învățarea experiențială, prin participarea angajaților la diferitele evenimente pe care noi le organizăm, evenimentele sociale, care fac parte din noi, ne reprezintă, sunt parte din cultura noastră organizațională și cu fiecare eveniment pe care îl organizăm și la care angajații participă, ne fac mai uniți, mai puternici și cumva ne identifică din punct de vedere organizațional. Ne identificăm cu asta din punct de vedere organizațional. Și spun asta pentru că în toate evenimentele ne aducem împreună elementul help work fun. De cele mai multe ori nu ne permitem și nu avem disponibilă o zi liberă dedicată pentru acțiunile astea de voluntariat, pentru că producția nu ne permite acest lucru. Și atunci când reușim să ne organizăm și să ne adunăm împreună, profităm de aceste ore împreună și îmbinăm activitățile de echipă cu cele de voluntariat. Astfel, reușind cumva să facem din aceste acțiuni pe care le facem fie singuri sau cu diversi parteneri, să fie senine. Mereu sub deviza te simți bine când faci bine. Și aici vorbim de activități cu amprentă pe partea de sustenabilitate, de exemplu, și noi avem o grămadă de exemple aici, putem vorbi foarte mult despre asta, cei 10.000 de pomi plantați anual, o acțiune continuă, sau programul nostru personalizat 3R, sau activități cu implicare și cu impact în comunitate, donații către școli, bineînțeles, investiții în educație și sport, dacă tot vorbim de sezon, scrisorile lui Moș Crăciun. Așadar, pentru noi, învățarea experiențială face parte din învățarea continuă. De fiecare dată experimentăm lucruri noi, grozave, mai ales prin faptul că implicăm angajații noștri, inclusiv pe cei noi care poate sunt la prima experiență de genul ăsta în cariera lor profesională. Și ajungem aici la filozofia asta care stă la baza culturii noastre organizaționale. Transparență și generozitate. Construim încredere cu fiecare acțiune în care ne implicăm și prin astfel de acțiuni, practic, noi ne propunem nu numai să facem bine, ci și să formăm mentalități noi și, pe de o parte, făcând lucrurile astea cu pasiune. Și de unde vine pasiunea? Pentru că acțiunile astea de voluntariat, unele vin chiar din ideile propriilor angajați sau ale familiilor lor. Și atunci implicarea și pasiunea sunt cu atât mai mari. Iar pe de altă parte să contribuim la responsabilitatea individuală atât înăuntru cât și în afara organizației, exact ce spuneau și colegele mele. Și toate aceste trei elemente de învățare pe care le-am menționat, consecvența acestor programe și interconectarea lor, ne ajută să oferim participanților libertatea de a se exprima, transparența și construirea propriei încrederi, dar și oferirea încrederii către ceilalți angajați. Poate unii au oamenii în subordine. Participanții devin astfel autentici.
entuziasmați, sunt naturali, da? Sunt mult mai deschiși. Și un lucru de extrem de important pe care vreau să menționez aici, oamenii rămân în companie mult timp fix de asta, pentru aceste lucruri, pentru că se cunosc între ei, încep să se admire, să aibă încredere unul în celălalt, se simt în largul lor și le face plăcere să fie activi în procesul ăsta de învățare, în felul acesta. Cam așa. Mulțumesc! Mulțumesc, mulțumesc mult, Daniela. Schimbăm din nou industria și o invit acum pe Gina Cruceru, care este Group HR Director la Rompetrol, Kazmunai Gas International. Și pentru Gina, întrebarea sau provocarea este să ne spună din experiența organizației dacă toate aceste tipuri de investiții pe care le-au numit mai devreme și Crina, și Ileana, și Daniela, dacă ele lasă și un impact la nivelul individului. Da? E clar că avem oameni cărora, cu sprijinul organizației și cu multe resurse pe care organizațiile mari le pun la dispoziție, începe să le pese mai mult, da, de diverse problematici sociale sau ale comunităților. Dar până la urmă, moștenirea de leadership, da, se transformă sau nu, Gina? Te rog. Ești pe mut în momentul ăsta, dar... Da. Așa, acum te auzim. Mulțumesc. Bună ziua tuturor. Mulțumesc mult, Diana. Felicitări tuturor organizațiilor parteneri aici pentru implicarea în comunitate și pentru munca susținută de ani de zile. Dacă vorbim de leadership reset, v-aș propune să începem cu o introspecție și anume conștientizarea faptului că noi, oamenii de HR de aici, dar nu numai, avem de transferat mai departe către generațiile care vin din spate planeta, dar care include, bineînțeles, și organizațiile în care lucrăm. Și fie că vorbim de organizații private, publice sau vorbim mai de antreprenori, conștientizarea aceasta rămâne, că noi avem de crescut acești oameni care vin din spate și preiau munca noastră și o duc mai departe. Și, bineînțeles, leadership-ul este cheia pentru acest transfer. Și, după cum intuiai și tu, Diana, noi avem în prezent 5 generații lucrează în organizația noastră, deci practic toate generațiile active pe piața muncii se regăsesc în organizația noastră și asta e o frumusețe, o diversitate pe care avem și ne dorim foarte mult să asigurăm odată, să creăm climatul necesar pentru a face punțile și legătura de colaborare între toate aceste generații. Mai ales într-un context în care vorbim de ESG, sustenabilitate, creșterea oamenilor, e foarte important să devenim și noi, oamenii de HR, să ne reinventăm, să fim atenți la ce se întâmplă la nivel global și, bineînțeles, să regândim leadership-ul. Tu vezi cum diferențe, apropo de 5 generații, vezi diferențe de implicare, de mobilizare, da? Inclusiv de dezvoltarea leadership-ului personal. Îi spuneai tu când discutam înainte de conferință, îi spuneai leadership-ul individual. Vezi diferențe între generații? N-am vrut să-ți întrerup șirul, dar aș vrea să incluzi această idee în... Da, mulțumesc mult. Într-adevăr, e nevoie de leadership individual, pentru că în momentul în care ne aflăm, e cumva destul de dificil, e complex, am văzut după pandemie, vedem toate crizele prin care trecem. E nevoie ca din ce în ce mai mult să ne implicăm. Și asta înseamnă că nu doar cei care ocupă poziții de conducere au loc să contribuie în comunitate, ci toți ceilalți. Și bineînțeles că există, e nevoie de un efort individual din partea fiecăruia dintre noi, de o energie ridicată, astfel încât să putem contribui pentru acest salt cuantic de care e nevoie la nivel de organizație și apoi să extindem la nivel de România. Și da, există diferențe specifice de generațiilor, însă, dacă ne gândim întotdeauna la meta-obiective, da, la succesul companiei, la sustenabilitatea companiei,
companie, la creșterea României overall, găsim punct de legătură. Și dacă, de exemplu, în generațiile noi, oamenii, reprezentanții generațiilor noi sunt foarte interesați de scopul, de misiunea, de cât de sustenabilă e organizația în care lucrează și așa mai departe, păi atunci hai să mergem în direcția respectivă și să-i accesăm, lăsându-i să se implice în toate programele sau în cât mai multe programe organizaționale, construind viitorul organizației, atât din punct de vedere procese de resurse umane, proiecte, inițiative, cât și de business, cu input de la ei. Pentru că viitorul implică elemente din toate generațiile, deci nu avem cum să excludem pe nimeni. Și aici aș puncta un element foarte important, și anume că la oricare dintre generații ne-am uitat și oricare stil de leadership, e foarte important să, dacă tot avem misiunea asta de a da mai departe organizația către alți oameni pe alte mâini bune, e nevoie să investim în credere. Pentru că nu e de ajuns doar să găsim diferențele, să înțelegem că e foarte greu să ne schimbăm, că resetul este dificil, resetul mental, resetul emoțional este dificil, dar în același timp este foarte important să investim această încredere. Și dacă reușim să găsim puntea de legătură cu noile generații prin implicarea lor, prin co-creare, prin transferul de cunoștințe, prin mentorat, prin de exemplu internship, prin impact, contribuția în programe din zona de educație, eu cred că deja avem premize pentru un bun transfer, să zicem. Pilonii pe care ne focusăm noi la momentul de față sunt spuși sub o poveste, sub o umbrelă pe care am numit-o noi Împreună Creștem Oameni, pentru că, de fapt, asta facem în organizația noastră și nu doar noi, toți oamenii de resurse umane și toți liderii din, care au oameni în conducere, în grijă. Implică, în primul rând, implicare în zona de educație și aici nu o să mai repet toate programele în care activăm, dar aș pune accent pe faptul că avem parteneriate strategice cu asociații non-guvernamentale, dar și că ne folosim, ne utilizăm resursele interne pentru a crea acest cerc vicios în care toți noi creștem, noi toți creștem, noi toți câștigăm. Cred că ai vrut să spui cerc virtuos. Virtuos, da? Pardon, virtuos, așa, da. Ok. Virtuos. Acele două sunt foarte, foarte aproape. Da. Da. Exact. Apoi, cultura, foarte importantă, includerea. Gina, dăm voi un pic să interviu, intervin, pentru că aș vrea să-ți mai dau ocazia să continui împărtășirea asta și pornind de la alte premize și alte întrebări. Doamnelor, vă mulțumesc foarte mult, a fost o prezentare foarte roz asupra tot ce se întâmplă. Așa că, după următoarea întrebare, care se referă mai ales la această tranziție, a introdus-o un pic, Gina, da? La această tranziție, da, noile generații, trebuie să facem puncta cu ele, trebuie să le folosim mai mult, mai ales 18-24, da, nu și 24 sau, mă rog, 25-35, noile generații. Hai să ne uităm un pic și unde e greutatea acolo, care este provocarea și eventual 1-2 lucruri pe care voi le faceți și ați văzut că funcționează, da, pentru că, da, vedem în noile generații, ca și în cele anterioare, o sumedenie de valori, apetențe și calități, în același timp avem și provocări. Deci hai să ne uităm la provocare și una, două practici pe care voi le-ați găsit utile pentru tinerele generații, care sunt de fapt leadership-ul de mâine. O să schimb un pic ordinea și o să rog acum pe Ileana să înceapă, poate apoi pe Crina sau Daniela sau Gina, da, hai să mai schimbăm ordinea. Ileana, începi tu? Da, sigur. Una, două idei, provocare, da. Soluție. Mulțumesc! Da, da. Zâmbeam când povestea Gina de cele 5 generații. Cumva m-am dus cu gândul la mine acasă. Eu sunt generația X și sunt tipică generația X. Soțul meu este milenial. Da, este cu niște ani mai tânăr decât mine. Și avem împreună o fetiță din generația Alpha. Vă dați seama cum arată la noi în casă. Cele mai multe situații sunt funny. Ne distrăm teribil pentru că eu sunt cea mai provocată de tehnologie. Soțul meu este evident mult mai pregătit, iar fiica noastră este absolut brilliant. Mă învață situații pe telefon, cum să fac lucruri.
Și mă gândesc că acolo avem mare nevoie să ne dăm spațiu. Să ne dăm spațiu și să ne creăm un mediu în care fiecare are un loc să se dezvolte și să se desfășoare și casa noastră să arate un spațiu în care fiecare să ne simțim bine. Acum, dacă mie mi se pare că e prea multă tehnologie, pentru că fetița mea este parțial crescută de Alexa, Alexa o trezește dimineața, Alexa o adoarme uneori seara și o aud din pat, Alexa, tell me a bedtime story. Asta nu înseamnă că nu-i citim și noi. Și atunci este o provocare pentru fiecare dintre noi să ne adaptăm, să ne dăm spațiu. Paralela o fac acum cu organizația. Suntem multe generații. Deși mă bucur că reținem și zona asta de exemplu personal, știi? Dacă te rog, continuă. Adică o păstrăm și pe ea, știi? Dacă aveți situația asemănătoare, e o provocare pentru voi cum gestionați. Și atunci în organizație cred că este foarte important, la fel ca generațiilor tinere, să le dăm spațiu. Să le dăm spațiu să-și creeze organizația pe care și-o doresc. Și este o mare provocare pentru noi, pentru un board, de exemplu, în care media de vârstă este undeva la 40 ceva de ani. Și atunci ce ne-am gândit în HR? Să le dăm spațiu și să rezistăm impulsului de a lua controlul, de a lua frâiele, știi? Exact. Băi, v-am dat spațiu, dar v-am dat spațiu jumătate de oră. N-ați făcut nimic cu spațiu în jumătate de oră, vi-l iau înapoi. Exact. V-am întrebat, dar ce-i prostia asta totuși? N-are cum să meargă. Nu, ce am construit noi în HR este un program care este foarte la început și poate o să am ocazia mai târziu să vă povestesc cum a funcționat. Abia l-am lansat, se numește Tânăr la Mega. Este tânăr at mega, evident, pentru că ne adresăm generațiilor tinere. Hashtag, da? Exact. Și am invitat colegii într-un anumit range de vârstă să se înscrie în această acțiune, în acest program. Intenționăm să le facilităm o comunitate, intenționăm să îi consultăm, este gândit ca un board paralel. Și intenționăm să punem la aceeași masă, recurent, bordul, comitetul executiv, bordul oficial al organizației și acest bord tânăr. Îi lăsăm să se organizeze, vor avea un governance, vor avea o structură, se vor alege, se vor vota între ei. Le punem la dispoziție spațiu, instrumente și deschiderea noastră de a înțelege de ce au nevoie. Și avem până acum succes cu înscrierile, sunt mulți colegi. Programul este deschis pentru toți colegii din organizație, inclusiv în magazine, zona centre logistice și sediul central. Și eu personal, care sunt o mare admiratoare a tinerelor generații, sunt extrem de curioasă să văd cum vor folosi acest spațiu și cum se vor implica. Și cât de repede vor ajunge la nivelul de asumare pe care l-așteptăm. Exact. Mulțumesc frumos, Ileana, și predau ștafeta la Crina, care mi-a scris aici în privat. Uite, vreau eu să răspund imediat după. Am zis că schimbăm, da? O să terminăm de data asta, să încheiem la întrebarea asta cu Daniela. Crina, te rog frumos, ce-i provocator? Una, două practici pe care le aveți. Eu nu am fost niciodată un fan al împărțirii pe generații. De muncă pe generații. Cred că are un rol statistic, dar mie mi se pare că e mult mai modern și mult mai util în organizația noastră să abordăm colegii în același mod în care fac colegii noștri din marketing, pe personas. Și cred că în pandemie am învățat noi în Genpac cel puțin cel mai bine lucrul acesta, pentru voi că care lucrați cu design thinking tot timpul, da? Ne-am dat seama că, indiferent de vârstă, sunt colegi care s-ar putea să aibă anumite nevoi. De exemplu, nevoi de conectare, de afiliere în funcție de pasiunile lor sau de interesul lor către un anumit grup, care este divers ca și vârstă. Nu știu, nevoile celor care au copii mici cu nevoile celor care au în grijă părinții în vârstă la un anumit moment dat sunt similare. Adică ce aș fi vrut eu să ofer ca și o perspectivă nouă este să nu cădem neapărat în paradigme statistice, ci să rămânem conectați în permanență cu nevoia colegilor, și aici o bună practică este să ai un mod prin care
într-un fel obiectiv putem să primim feedback de la colegii noștri cu privire la ce e important pentru ei la un anumit moment dat, pentru că lucrurile sunt în dinamică și se schimbă. Deci partea aceasta de împărțire a lor pe grupe de nevoi și dialog, zic eu că este o bună practică, pentru că numai în dialog permanent putem să găsim în permanență soluții. Iar o a doua răsturnare... Sunt de fapt două aici, două idei, nu? Culege feedback și în același timp nu te aștepta ca o singură pălărie sau un singur tip de soluție sau un singur tip de program să înglobeze pe toți, să-i aducă la un numitor comun. Absolut, absolut. Și a doua idee foarte scurt este să-i facem parte din soluție și nu din problemă. Cred că nu numai departamentele de HR, chiar și liderii din organizații, de multe ori cădem în această capcană în care ne închidem undeva și vrem noi să producem toate soluțiile necesare colegilor. Cele mai frumoase programe prin care i-am implicat pe toți au fost acelea în care ne-am petrecut mai mult timp în a planifica ce anume vom face împreună cu ei. Mulțumesc foarte mult, Crina. Organizațiile sunt sensibil mai bune la a-i asculta pe angajați din motive pragmatice sau din motive de nevoie de a crește leadership-ul și implicarea. Sunt mult mai bune, semnificativ mai bune decât societatea în general. Eram de curând într-o discuție cu mai mulți tineri care fuseseră invitați să se implice civic, să se implice politic. Plângerea lor principală era: politicienii nu ne ascultă. Nu vreau să politizez deloc această discuție. Eu cred că suntem într-o țară în care, în primul rând, copiii nu sunt ascultați la nivel de școală, ba din contră, sunt învățați să fie obedienți. De-aia vorbeam despre provocare, nu pentru că aș avea vreun atribut care să definească pozitiv sau mai puțin pozitiv generația cu tare sau generația cu tare, ci pentru că vorbim de tineri ca leadership-ul viitorului. Gina, care este opinia voastră, care este abordarea voastră, ce vedeți provocator, ce anume, ce soluție aveți când vorbim de 18-25, da. Acolo. Puterea comunității noastre vine și din faptul că există aceste tensiuni constructive între oameni aflați la niveluri diferite de carieră, cu interese diferite, cu preocupări diferite, inclusiv cu preferințe diferite în ceea ce privește contribuția în comunitate. Unii pot prefera o anumită zonă, educație, alții, nu știu, să îngrijească animale abandonate și așa mai departe, sau să transfere cunoștințe către alți colegi. Dar asta e puterea, frumusețea comunității și noi, ca oameni de resurse umane, ne dorim foarte mult să îi punem în valoare, să-i scoatem la lumină pe toți acești colegi. Și revin la leadership-ul individual, care este un fir roșu care se poate întâmpla în toate, la toate nivelurile organizaționale, în toate generațiile, fără limite. Și chiar mă bucur că ai revenit, pentru că eu rămăsesem cu asta, știi, cumva de la prima ta intervenție, că aș vrea să definești precis genul ăla de aptitudini pe care noi le vrem de la lideri, da? Uneori cu oamenii care sunt la început de carieră nu avem resursele să investim, să-i trecem prin programe de dezvoltare ca atare, da? Deci vrem aceste trăsături și vrem să le vedem de vreme la ei și poate de multe ori ei nu vin cu asta din sistemul de educație care ni-a livrat, da? Care sunt nu calitățile, ci mai ales aptitudinile. Așa e. Și cum faceți asta, normal? Da, bineînțeles. Ei nu vin neapărat cu reflexele acestea, cu aptitudinile formate, însă ce putem face noi și ce facem este să implicăm oameni care deja manifestă anumite comportamente, proactivitate, influențare, dorința de a contribui, dorința de a transfera mai departe cunoștințele. Cei care sunt conștienți că cu cât cresc membrii din echipa lor, fie că sunt lideri sau nu au o echipă și pur și simplu au dorința de a contribui la organizația noastră, la comunitatea noastră, îi punem împreună, îi aducem împreună. De exemplu, influențează, sunt, da, nu?
Da. De exemplu, în programele de internship pe care le desfășurăm de peste 21 de ani, avem în fiecare an în jur de 100 de perechi de intern și mentor. Mentor care poate să fie o persoană cu rol de conducere în organizație sau nu. Poate fi un lider informal sau poate o persoană care are leadership individual prin faptul că deja se implică la creșterea noii generații. Transfer de cunoștințe. Lucruri, evenimente de comunitate prin care cei mai tineri care nu au încă reflexele, care înțeleg, care iau gust prima dată, simt organizația noastră, văd modele de oameni, de leadership individual sau leadership formal, care contribuie și se inspiră de la aceștia. Și dincolo de asta, e foarte important că dacă ne gândim la felul în care putem noi ca organizație să avem un impact colectiv, este să activăm cu cât mai multe persoane, cât mai multe persoane, cu cât mai mulți indivizi sunt activați, ei ridică colectivul respectiv. Și asta ne dorim să facem prin e un fir roșu al tuturor programelor pe care le desfășurăm. Și ca practic că a voastră în HR voi măsurați câtă lume e implicată, câtă lume intră în programele astea, să-l încât să raportați la total. Sigur, populația? Sigur că, da, sigur. Ne-am adaptat și noi foarte mult abordarea și din ce în ce mai mult ne dăm seama că energia de tip push nu a funcționat neapărat așa cum ne-am dorit și atunci facem, inspirăm, îi ghidăm pe managerii și liderii noștri să fie inspirațional, să atragă oamenii în inițiative respective, să walk the talk, pentru că la sfârșitul zilei mult mai capacitatea liderului de a inspira pe ceilalți, de a-și construi o comunitate într-o anumită direcție, este cea care arată leadership-ul persoanei respective. Și ca atare, comunitățile și numărul de oameni implicați și calitatea implicărilor sunt definitorii pentru programul respectiv și e unul dintre indicatorii de performanță ai programului pentru respectiv. Mulțumesc frumos, Gina. Întrebarea aceasta a ajuns și la al patrulea respondent. Daniela, o să te rog să închei tu. Nu vorbim despre tineri, nu, cum a zis și Madi mai devreme, cu împreună cu Ela și cu Cristi, care ar fi moștenirea, nu? Voi cum lăsați o moștenire de leadership? Și după răspunsul tău vom încheia și cu câteva idei așa rezumative, vom încheia panelul. Te rog, Daniela. Da, pentru noi, așa cum spuneai tu mai devreme, apropo de provocări, pentru noi asta este destul de provocator pentru cei tineri. Nu e așa la modă pentru tânăra generație să intri într-un mediu industrial. Iar noi activăm într-o comunitate mai mică, unde pentru noi efortul de a atrage, de a educa și de a motiva pe tineri este cu atât mai mare, pentru că și partenerii noștri, interlocutori, nu sunt atât de mulți și de diversi. Efortul ăsta de a promova valori, de a-i recruta, cum ziceam, da, și de a implica pe oameni, de a duce la o înțelegere comună, a constat în ani întregi de construcție a brandului, a identității și a culturii, pentru că limbajul specific industriei noastre face ca efortul de a găsi și de a atrage tineri să fie cu atât mai mare. Și de asta activitățile noastre pun mare accent pe implicare. Eu o spun cu mândrie pentru noi, o grămadă de proiecte de tip social pe plan local. Noi suntem pionieri, de exemplu, donarea de sânge la sediul companiei sau investiția în prima echipă de fotbal feminin din regiune. Astea sunt lucruri care poate în orașele mari sunt lucruri normale pentru noi. Sunt mai des întâlnite, nu normale, mai des întâlnite, să spunem. Mai des întâlnite pentru noi n-a fost atât de ușor. Da? Tinerii sunt curioși. S-a tot vorbit despre tineri, ei sunt concurența și energia, fac parte din ADN-ul lor, au spirit antreprenorial, procesează rapid informații, nu știu cum reușesc, vorbeam despre generația alfa, da? Despre copiii noștri. Tot ce este digitalizat. Și tu ai două fete, nu? Deci... La fel, da, și trebuie să țin pasul cu ele și învăț de la ele în fiecare zi, tot ce e digitalizat este atractiv. Ei sunt conștienți că vocea lor poate fi auzită atât de ușor prin social media, vor să evolueze rapid în carieră și asta pentru noi înseamnă provocări. Ce putem noi să facem, ce metode găsim noi de retenție, cum personalizăm brandul nostru astfel încât să răspundem nevoilor lor.
Da, și dincolo de, cumva și dincolo de brand, sigur că organizația are nevoie de asta și nu vreau să vorbim în afara nevoilor de sustenabilitate a business-ului, ci uitându-ne totuși dincolo de acestea, nu? Ce lăsăm pentru generațiile următoare de lider? Dar oricare din angajații care au 18-25, mâine ar putea să părăsească compania din orice motiv. Nu contează. S-au mutat în alt oraș. Da? Mă rog, noi sperăm că nu au emigrat, da? Fiecare cu alegerea lui. Da? Ce fel de moștenire? Cu ce pleacă? Cu ce bagaj pleacă în primul rând, Magna? Aleg doar două din programele noastre. S-a vorbit aici despre ce facem noi concret ca să ținem tinerii ăștia. Avem programele astea de internship, s-a vorbit despre ele și programele de mentor, de mentorship, evenimente, toate programele sociale, dar eu aici vreau să menționez un program care mi-e foarte drag, Tabăra pentru copiii angajaților. E un program extraordinar și e deja la a doua ediție și se bucură de un succes fantastic. Și nu este numai un program prin care încercăm să educăm copiii, mă rog, vrem să-i deconectăm cumva de la tehnologie, să conectăm cumva cu natură, dar pe de altă parte implicăm și angajații. Scoatem în evidență hobby-urile lor și îi implicăm cum facem noi să devenim pentru tânăra generație un model. Poate anul viitor să extindem programul și asta e un program pentru 7-14 ani și vrem să-l extindem și la 14-18 pentru că iată, ei vor fi următorii noștri angajați și până la urmă ei și familiile angajaților noștri sunt cei mai buni influenceri pentru noi. Și bineînțeles nu lăsăm în urmă promovările interne și spuneai cu ce moștenire le lăsăm. Eu cred că angajații chiar dacă pleacă, ei cu fiecare pas pe care îl parcurg în viața lor profesională, implicându-se, cu atât devin mai conștienți de importanța contribuției individuale la rezultatul final. Pentru noi toate lucrurile astea, acțiunile sociale, promovările interne, toate astea sunt elemente de well-being. Te simți bine atunci când te simți respectat, nu-i așa? Dacă putem spune așa în câteva cuvinte. Nu știu dacă asta e o moștenire sau e ceva cu care îi lăsăm pe oamenii care ne ascultă acum, dar asta, așa se întâmplă lucrurile la noi. Mulțumesc frumos, Daniela. E greu de rezumat o bogăție atât de mare de împărtășiri de la cele patru minunate doamne pe care le-am avut în panel. E adevărat, Crina Ilie de la Genpact a fost nevoită să iasă un pic mai devreme, dar îi transmitem mulțumirile noastre. Adevărul este că suntem responsabili de sustenabilitate și unul din aceste aspecte înseamnă inclusiv responsabilitatea noastră față de educare, pentru că educația este cea care dă formă viitorului, nu? Și deși mult mai mulți dintre noi am devenit foarte conștienți de ce înseamnă indicatorii ESG, environment, mediu, societate, social și guvernanță, governance, nu? Am început să lucrăm cu asta mult mai mult. E foarte important cu ce lăsăm nu doar comunitățile în care contribuim și cu ce lăsăm indivizii. Oamenii nu sunt ai noștri, îi avem cu împrumut, da, noi toți spunem oamenii noștri, da, îi avem cu împrumut, ei sunt individualități în sine și în momentul în care pleacă din organizație, unii dintre ei pleacă în România, alții pleacă afară, cine știe unde, ne dorim în resurse umane din ce în ce mai mult ca ei să plece cu un tip de impact pozitiv, unul care să semene mai mult cu ceea ce ne-am dorit să vedem în societate. Doamnelor, mulțumesc foarte mult pentru contribuția pe care ați avut-o la acest panel și Cati, ai cuvântul de... Un adevărat maraton de proiecte faine și de fapte bune, dar și o călătorie frumoasă care iată a ajuns la sfârșit. Mulțumim și noi doamnelor. Am primit o serie de idei foarte interesante de articole noi. Vă mulțumesc și pentru asta. Și Madi, ești pe fir? Sunt aici, ca să încheiem tot cu Cezarul. Madi, spune-ne, te rog, două, trei idei foarte importante cu care noi acum să plecăm acasă
și să ne bucurăm de această călătorie și cu ceva învățat care să rămână. Păi, mulțumesc pentru cuvântul acesta de închidere. Eu am plecat azi cu câteva idei întărite. Acest reset de leadership se întâmplă la nivel personal, dar nu se întâmplă de la sine, ci dacă vrem să avem în jurul nostru oameni curioși, conectați, cu scop, dornici să aibă o amprentă, asta e ceva ce se cultivă la nivel organizațional, deci trebuie să canalizăm tot acest proces. Al doilea lucru pe care l-am învățat azi și care mi s-a consolidat e că trebuie să ne dăm voie să avem speranță și încredere în viitor, pentru că e plin de cinici și de negativiști pe aici, prin prejur, și oamenii sunt mai degrabă tentați să se uite la ce nu funcționează. Și asta e o chestiune de leadership, să canalizeze energia bună și încrederea în viitor. Și al treilea lucru, oamenii au încredere și urmează pe cei care sunt preocupați de viitor și de bunăstare. Și iarăși, bunăstarea nu se întâmplă de la sine, o produce fiecare dintre noi. Deci, leadership reset cred că este la nivel individual și plec cu credința asta. Mulțumesc mult! Păi, schimbarea și prosperitatea și tot ce e bine începe cu fiecare dintre noi și de-abia după aceea ne propagăm așa în companii, în societate. Mulțumim tare mult, Madi, și trebuie să mulțumim încă o dată și celor care au făcut posibilă întâlnirea de astăzi, adică partenerii noștri, Krug și Rompetrol, KMG International. Mulțumim și echipei tale de la MMM Consulting pentru tot sprijinul acordat. Cu Madi vă puteți întâlni pe 7 decembrie la evenimentul Leadership Dincolo de Rol, Mentor și Coach, al treilea din seria aceasta aniversar, iar cu noi săptămâna viitoare la Fast Forward. Mai lansez către dumneavoastră o invitație, suntem pe ultimele pregătiri și cu marele nostru eveniment aniversar, Gala Cariere 20 de ani, ținem aproape. Un pic mai avem și începem să și devalăm din surprize și din ce am pregătit noi pentru dumneavoastră. Mulțumesc încă o dată că sunteți alături de noi și că ne motivați să fim din ce în ce mai buni. La revedere, o seară liniștită să avem cu toții! La revedere.